salutăm, prieteni, și vă zicem bine ați venit într-o nouă emisiune. Te salut, Adi! Salutare, Adi! Salutare și băieților! Da. Ca de obicei o să începem cu tradiționalul ne auziți? Ne auziți? Îl văd pe Lucian că este prezent. Marian Ioniță ne salută și el, îl salutăm și noi. Alex Bioliteanu. Mai mulți oameni intră acum. Ca de obicei îmi cer scuze dinainte pentru lentoarea cu care o să citesc poate mesajele voastre sau dacă o să sar peste ele. Sistemul ăsta pe care îl oferă Facebook-ul de citit al mesajelor, nu știu, de pe desktop mi se pare foarte greoi, foarte slăbuț. Alex zice că ne auzim foarte departe. Mie mi-arată microfonul aici că se aude bine. Zi, Adi, te rog frumos ceva și tu. Am să spun și eu ceva. Sper să ne audă băieții cum trebuie. Tu cred că mă auzi foarte bine. Acum nu știu cum se aude pe live. Eu te aud foarte bine. Să ne dea o mână de ajutor și să ne spună. Aurelian Vidianu zice că nu se aude. Am mărit un pic volumul. Să vedem ce zic prietenii noștri acum, dacă mai sunt probleme. Am crescut volumul. Se aude foarte încet, ne spune și Cristian Neculae. Am dat și mai mult volum. Acum se aude bine. Perfect. Perfect. Bun. Ok. Adi, hai să discutăm. Liga să discutăm despre promovare, da? Da. Suntem în Liga a treia. Meciul nu cred că e mult de discutat despre meci, că e un meci până la urmă fără istoric. Da? Putea să fie, cred că, 10-0 în prima repriză, la câte ocazie au fost și cum a decurs jocul. Am întâlnit un adversar, zic eu, mult mai slab decât primul adversar. Mie așa mi s-a părut, o echipă fără vlagă, care a intrat efectiv ca mielul la tăiere. Și ai noștri mi s-au părut mai incisivi de data asta, adică mi s-a părut chiar au luat meciul foarte în serios din primele minute, ceea ce a fost foarte bine până la urmă pentru noi. Așa este, am observat. Avem un mijloc bun, chiar și pentru Liga a treia e un mijloc foarte bun, adică jucători de experiență. Mie îmi place foarte tare și Mihăiescu și Băjenaru. Pentru nivelul la care suntem noi acum, eu spun că avem o echipă foarte bună, adică cred că putem și la Liga a treia cu maxim 2-3 jucători aduși să defilăm. Nici nu știu cu cine vom juca exact, dar îți spun că avem o echipă bună la momentul ăsta. Da, am încercat în timp ce tu ai făcut această foarte bună introducere să văd ce oameni au mai intrat și ne-au scris aici. Din păcate nu o să reușesc să le țin minte tuturor numele, dar îi salut pe toți. Am văzut pe Claudiu Sabău, Andrei Morar, Ionuț Eftimie, Cosmin Diaconu și alții. Îi salutăm pe toți, îi salutăm și pe cei care vor urma și pe cei care poate că ne ascultă, dar nu au comentat. Nu cred că mai are rost să mai tragem de timp, o să mergem mai departe direct cu discuția și dacă se mai întâmplă ceva, îi rugăm pe prietenii noștri să ne atragă atenția, să pună mesaje în chat și să ne spună nu se aude sau așa mai departe. Nu știu dacă am pus, stați 2 secunde să văd, nu știu dacă am pus linkul de Hangouts. Suntem și pe Hangouts și vă așteptăm și pe voi. Acum am pus în chat și am pinuit linkul de Hangouts. Cei care vor dori să intre cu noi, cred că se vede mesajul, este chiar primul comentariu, cam cum ați vedea voi în lista de comentarii. Deci vă rugăm frumos, fără nicio reținere, apăsați pe acel link de Hangouts, intrați cu noi, haideți și spuneți-vă părerile, spuneți-vă ideile despre joc, ce credeți că o să se întâmple în continuare cu echipa noastră și așa mai departe. Bun, Adi, haide totuși să discutăm despre un subiect pe care eu nu l-am discutat ieri foarte amănunțit. Cât de bine este că am scăpat de AMFB? Știi cum e? Eu cred că de aici încolo e bine că am scăpat de Gigi Becali. AMFB-ul AMFB-ul ne-a pus bețe în roate pentru că noi ne-am pus bețe în roate. Deci AMFB-ul n-ar fi putut să ne facă toată mizeria care ne-a făcut-o dacă n-ar fi avut complici. Da, dar ne-a și făcut. Deci a și căutat. Acum, tu știi că și eu sunt de acord cu tine, dar și eu le-au căutat. În niciun caz n-au fost ăia ușă de biserică. A, nu, Nea Marian, știm cu toți cine e Nea Marian, da? Tu gândește-te că ăștia ar fi făcut absolut orice ar fi putut să ne împiedice cu FCR-ul, da? Care FCR, stai și te întrebi, bă, de ce ar fi vrut pe aia să prunveze? Că nu i-a ajutat nici pe aia la Liga 2. Deci e clar că cineva și-a băgat coada acolo, da? Și decât două persoane puteau să-și bage coada, da? Odată Burleanu, prin ceea ce face, și odată Becali. Altfel, FCR-ul pentru ce să promoveze? Că nu-i ajută cu nimic. Ei n-au putut să promoveze de Liga a doua în Liga 1, cu toți banii care au băgat. Cu ce i-a ajutat că să ducă ei la Liga 3. Da? Deci e clar că și anul ăsta ne-ar fi pus bețe în roate. Ne-a ajutat pandemia, să știi. Pandemia pe noi ne-a ajutat. Și ne-a ajutat la modul, odată că a suspendat competiția, da? Și toată lumea a început să-și facă griji de cu totul alte lucruri decât de fotbal. Și doi la mână, după reluarea fotbalului a fost un haos. Că au trebuit să, practic, să compacteze niște meciuri. Da? Și ce ar fi putut să facă Becali? Să ducă la toată divizia D de la Giurgiu să dea bani? Neștiind cine promovează de acolo, că s-a făcut baraj și acolo. Deci cumva ne-a ajutat sistemul ăsta. Da? Iar FCR-ul trebuia să țină de jucătorii ei și nu putea să-i trimită aici. Înțelegi? La echipa de la Liga 4. Deci, până la urmă, toate coordonatele au curs cumva către bine pentru noi. Da? Deci ne-a ajutat, din punctul ăsta de vedere, ne-a ajutat și norocul. Că ne-ar fi pus ăștia, ne-ar fi călcat în picioare. Deci să nu-și facă cineva iluzii. Jocurile erau făcute din nou să mai rămânem un an aici. Da? De aici încolo, dacă noi vom juca foarte bine, ceea ce e normal să se întâmple, dacă tu câștigi seria, nu poate să oprească nimeni. Nu o să ducă pe Cali să dea bani la toată lumea. El, în primul rând, nu mai dă bani la el. De aici încolo. Da? Una este dus să mituiești o echipă, să te aranjezi un arbitru, și una este să te duci să dai bani la 14 echipe ca să împiedice pe Steaua. Deci nu mai are ce să facă de aici încolo. Da? Dar la ăștia era oricum posibil orice. Mie mi se pare o mare măgărie că îi scapă pe Dinamo. Da? Cu toate că, hai să zic, nici ăștia nu-și Dinamo, dar măcar au numele. Da? E ceva acolo. Dar de ce să-i scapi? De ce să-i scapi? Dacă ei nu merită, da, locul lor spune altceva. Dacă, domne, mai aveau 5 meciuri. Ai văzut acum situația, da? Care e acolo. Și eu îți dă vină că voi, chiar și înainte de astea 5 meciuri, voi erați pe penultimul loc? De ce ai ține Dinamo? Pentru ce? Asta e Federația Română de Fotbal. Da? Bine, nu au fost nici înainte prea corecți. Acum nici atât. Da? Asta e fotbalul pe care îl avem și de-aia nu trebuie să avem mari pretenții. O repet asta ori de câte ori voi putea. Adi, te întrerup 2 secunde. Am lucrat puțin la volum. Dacă puteți să ne spuneți, prieteni, dacă acum se aude un pic mai bine. Pentru că am văzut că s-au tot plâns oamenii că și dat la maxim videoul nostru se auzea mai încet. Vă rugăm frumos, scrieți-ne dacă acum se aude, dacă nu se aude, ca să știm. Uite, oamenii zic gata, e ok acum. E perfect. E perfect. Bun. Și vedem că Zeno SPP a intrat alături de noi. Te salutăm, Zeno SPP. Salut, salut! Salutare, Zeno! Salutare la toată suflarea stelistă, salutare vouă, Adi 1, Adi 2. Da, cred că ești prima dată cu noi, nu? Vă urmăresc de foarte mult timp. Da, mulțumim! Dacă vrei să ne spui ceva, felicitări pentru ce faceți pentru Steaua. Voi vorbiți în numele nostru și nu pot decât să vă felicit pe această cale. Îți mulțumim pentru aprecieri, Zeno, dar vrem să facem o precizare. Noi nu vorbim în numele nimănui. Noi suntem aici ca să vă permitem vouă să vorbiți, ca să se audă peste tot vocea fiecărui stelist. Fiecărui stelist, pentru că vocea fiecărui stelist trebuie să se audă bine. Marius Seinu, rapidistul Marius Seinu, zice că se aude ca la Radio Moscova. El știe foarte bine pentru că Rapidul a fost prima echipă comunistă din România. Bravo, Marius! Da, scuze că te-am întrerupt, Zeno, să ne spui ce ai mai vrut să ne spui. Nu, asta în mare parte din ce ai spus, într-adevăr vorbiți în numele vostru, dar de multe ori vorbiți în numele tuturor steliștilor, majoritatea opiniilor pe care le avem noi le împărțim cu voi. Deci m-am găsit în practic toate articolele pe care le-ați publicat. Nu știu sigur care din voi. Ne bucurăm că se... Așa că faceți o treabă foarte bună cu toate criticile pe care le primiți din toate direcțiile. Păi, critici de ce am că am spus adevăr. Știi cum e? Fără nicio laudă. Asta mi-a spus o prietenul meu care mi-e interlocutor astăzi, da? Adi, dacă te înjură înseamnă că ai spus adevăr. Asta spun și ție, Zeno. Da, da, corect, categoric, bine. Sunt frustrați. Nu au argumente. Când m-am dus la GSP nu am făcut albie de porci. Da, am văzut. Nu contează asta, contează că ai dat cărțile pe față și ai dușman din cauza asta, pentru că ai spus adevărul și... Da, ei vreau să lase lucrurile așa, așa au fost lăsate. De ce să-l încurce pe Neagi? Poate să treacă, mai treacă 10-15 ani, lăsăm FCSB-ul să fie Steaua, chiar dacă nu poate să fie Steaua pe niciuna, și să lăsăm lucrurile așa, că să nu trebuie să deranjăm pe nimeni, că la Liga 4 ai mai urât și noi suntem suporteri doar de Liga 1, așa scrie, e un contract care l-au făcut suporterii cu Steaua, dacă nu ești în Liga 1, noi nu mai putem fi suporteri, știi? S-a făcut recensământul, foarte bucuros că s-a întâmplat și asta, pentru că acum am văzut, e ca și cu pandemia, i-am văzut pe toți cum sunt. Am putut să vedem și cine e suporter. Și cine e de rezultat, și cine e de conjunctură. Da, bine, asta s-a văzut în 2014, care suntem suporteri adevărați. Și vedeam că scrie cineva pe chat, stelist sau FCSB, nu se pune problema când spui că ești stelist, nu se pune problema să încurci cu un FCSB, adică e flagrant. Da, n-ai cum să spui așa ceva. Când spui că este list, este list. Da. Da. Nu mai merge treaba asta acum să spui că am văzut, ești cu FCSB sau cu CSA. Nu, tăticule, că nu există CSA. Ei vorbesc de rivalitate care nu există. Noi acum pe chat avem mai mulți oameni care ne urmăresc decât au avut ei abonați anul trecut. Deci mai mult data ce vrei să spun. Așa este. Mai mult costă fotografii și agenția de pază. Deci au mai mulți oameni ăia. Da? Deci vin, ăia sunt 50-60 că trebuie să-i aducă și abonați sunt tot atâtea. Au reușit să bată niște recorduri colosale cu 100 de spectatori la niște meciuri. Bine, au dat vina pe vreme. Meme Stoica spunea că nu mai e publicul stelist de altă dată. E adevărat că steliștii nu se mai duc pe stadion. Ai, bine că mi-ai adus aminte. Dar cu ce drept vorbește Mini Stoica despre publicul stelist? Ce știe el despre publicul stelist? Știe să dea cu pumnul. Păcat că nu a primit înapoi. Corect, știe să dea cu pumnul în publicul stelist. Păi ăla n-are ce discuta. Aici se vede diferența între un conducător adevărat de club și o mizerie, da? Dacă Meme Stoica era conducător adevărat de club, el nu trebuia să vină, el nu putea, atenție, să vină cu explicația asta penibilă, vai Doamne, nu mai sunt suporterii de aceeași calitate. Nu, prietene, tu în calitate de conducător trebuia să te asiguri că suporterii sunt în continuare interesați de produsul tău. Dar tu n-ai fost un conducător adevărat, tu ai fost, nu știu, un țepar, tu ai fost un șmecheraș, atât ai fost tu. Tu ai dat țeapă și șefilor, patronilor de echipe la care ai mers, da? Ai dat țeapă jucătorilor, ai dat țeapă antrenorilor, ai dat țeapă agenților de jucători și nu în ultimul rând le-ai dat țeapă suporterilor. Și a dat și țeapă statului, că pentru fraudă a fost condamnat. Evident. Da, s-a dat pușcărie, nu s-a dus că era băia bun. Și pentru că ai dat țeapă, nu se duc oamenii la stadion. Ăsta este motivul pentru care nu se duc oamenii la stadion, pentru că tu le-ai dat țeapă. Nu pentru că, nu știu, 2020 este altă eră în istoria fotbalului mondial. Nu este. Publicul e același. De 150 de ani de când se joacă fotbal la modul la care îl cunoaștem noi acum, publicul este același. Iubitor de sport, de fotbal, admirator de fotbaliști. Dar dacă Meme Stoica se duce, cum a zis și Zeno, și dă cu pumnul în suporteri, de ce să facă suporterul? Bine, oricum, oile, unii ridică în slăvi, alții nu. Părerile sunt împărțite, s-au uitat ce s-a întâmplat atunci. Oricum or să fie de partea lor și la bine și la rău, dacă înțelegi ce spun. Sunt suporteri de rezultat. Oricum or să aibă 100 la orice meci, în afară de derbiul între ghilimele cu Dinamo, pentru că nu este derby, e un derby inventat. Ce se întâmplă Dinamo nu mai au pe cine înjura. Nu le-a mai rămas decât Becali. Înțelegi? Aia e. Și nu să uite episodul ăla cu fularul la gât. Pentru ei e de neuitat. Și atunci, neavând pe cine să mai înjuri, că n-ai Dinamo, n-ai nici Craiova, dacă stai să te gândești, cine nu mai recunoaște? Tu n-ai nicio echipă cu care să ai o rivalitate în Liga 1. L-au găsit tipa Becali și cu clona asta. Și dau în el, până la urmă, ce să facă? Dar, corect. Știi cum e? Să nu se supere. Eu am respect pentru suporterii lui Dinamo. Pentru că ei s-au mobilizat și au ajutat clubul. Eu n-am respect. Da? Eu și respect. Noi am făcut asta, adică nu... Cu bani, ei au făcut-o la modul cu bani. Dinamo niciodată, suporterii Dinamo n-ar fi permis niciodată să întâmple ce s-a întâmplat la noi. Adi, dă-mi voie să te contrazic. Uite, am crezut și eu că suporterii dinamoviști sunt mai, măcar incisivi, da? Mai hotărâți, dar nu știu. Cred că și acolo au fost ceva interese care i-au mânat de la spate, pentru că dacă ei într-adevăr își doreau un club curat mai presus de toate, sau își doreau un club sănătos, ei ar fi spus, da, domne, vrem ca Dinamo Negoiță să retrogradeze și de ce nu să moară și vrem ca CS Dinamo să reactiveze secția de fotbal, să o înscrie în Liga a patra, nu contează, dar vrem fotbal sănătos. Noi vrem echipă sănătoasă, noi nu vrem hibrizi din ăștia așa, S-auri, 1948 și nu mai știu ce. Că să fim serioși, societatea comercială FC Dinamo 1948 SA n-are nicio legătură cu Dinamo București. N-are absolut nicio legătură cu clubul Dinamo București. Marca este la Badea, cred că... Dar fii atent. Au un contract de închiriere ceva, nu știu, au ceva la mână, cum că ei pot folosi marca, ceva de genul am citit. Da, au marca sigur. De la Badea. Au marca de la Badea. Sigur, dar e închiriată oarecum. Și eu asta vreau să vă spun, că metode o pot folosi. Marca Problema de la Badea nu e marca Dinamoului. Atenție! Marca lui Badea este ceva asemănător cu ceea ce a făcut... ciobănașul nostru în 2004, îmi cer scuze. Că și el atunci a înregistrat o marcă, dar atenție, marca aia n-a fost marca Steaua, ci a fost o marcă înregistrată fraudulos și marca aia în cele din urmă a fost anulată de judecători. S-a văzut pe documentul pe care l-a prezentat Adi 2 la gazeta de șters pe jos. Asta cred că este treaba și la Dinamo, da? Numai că aici Nicolae Badea nu are problemele pe care le are Gigi Becali cu, așa cum a zis Adi, Florin Talpan. Ei nu au un Florin Talpan acolo la CS Dinamo. Că dacă ar avea un Florin Talpan la CS Dinamo, ca să intre în ei, să vadă cum stau lucrurile, Da, nu, au un jurist care la un moment dat a spus ceva că vrea să apere Dinamo, dar a fost ceva vag, timp de o săptămână s-a discutat pe tema asta și s-a îngropat cum ar veni. O fi încercat băiatul să-și facă niște publicitate sau poate a încercat să forțeze o mână atunci, să forțeze mâna cuiva ca să obțină și el ceva, dar nu s-a mai întâmplat nimic mai departe. Și aici e problema, pentru că, vedeți, fotbalul românesc este profund bolnav. Vedem la FC Dinamo 1948 SA probleme. Vedem la FCR probleme, da? Ați văzut acolo. Ăia clar nu sunt Rapid. Cum să fie Rapid? Că noi doar știm ce echipă a fost înainte de Rapid 1923 SA. A fost FCR. Și înainte de FCR a fost Academia Partid. Stai un pic... Dacă nu iese cine trebuie la alegeri, vezi că e deranj mare sau e bai mare, cum zic ardelenii. Bineînțeles. Deci dacă nu iese Tudorache, echipa aia e gata. Echipa aia e gata. Exact. Deci acolo nu se preocupa nimeni. Stai că la alegeri acum va fi deranj mare. Va fi deranj mare pentru toată lumea, nu doar pentru Tudorache. Și să-i vedem de unde susțin ei această... E o invenție. FCR este o invenție politică. Deci aia nu este echipă de fotbal. În primul rând, rapidiștii lor au negat-o și nu neapărat pentru că, vezi, Doamne, nu s-au regăsit în organigrama clubului, ci pentru că au văzut ce tâlhari sunt acolo. Da? Deci, lui Pancu ce au făcut? Lui Daniel Nicolae, lui Maftei. Deci au bătut joc de toți. Da? De toți și-au bătut joc. Da? Sunt câțiva rapidiști care au deschis gura și au spus adevărul cu cei acolo. Asta este o invenție politică, ca și turii turnă gurele și mai sunt exemple în țară câte vrei. Da? Deci asta nu se echipe de fotbal. A, că te ajută politicul. Da, poate asta este politicul. Uite, vine primăria și îți dă. Vă dăm 250.000 de euro să-i folosiți numai pentru cantonamente junior. Vă da, stai un pic, nu vă dăm 2 milioane de euro și plătiți voi jucători și faceți ce vreți voi și dați și șpăgi în dreapta și vă ajutăm și cu FRP-ul. Aia nu mai e. Aia e un gunoi. Aia este un gunoi. Băi, și ăsta e tot fotbalul românesc. Nu știu dacă vedeți ecranul. Am pus o poză pe care Steaua Liberă a făcut-o astăzi cu o declarație a lui Daniel Pancu, zis Tomberon. O declarație foarte amuzantă. Pancu a spus astăzi într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor că, și citez, nu știu dacă am fost vreodată avantajat de vreo decizie a federației. Asta a zis Daniel Pancu. Nu ți-e mă rușine, mă, nesimțitule. Păi play-off-ul, în play-off a fost avantajat, nu? Asta e una din puținele. În fiecare din ultimii 3 ani au fost avantajați de FRP. Nu, dar zic, asta e ultima avantajare pe care au avut-o din datorită federației. Steaua Liberă ar fi să promoveze locul 6, probabil. Așa probabil că ar fi fost ok. La anul, stai liniștit. Că la anul o să se facă fotbal cu, nu știu, probabil 24 de echipe și o să intre și FCR-ul. Nu-i problemă. Totul depinde, cum a zis și Adi, de alegeri. Dar dacă vă uitați pe ecran o să vedeți o listă cu 8 cazuri în care Federația Română de Fotbal a ajutat FCR-ul. Și noi le știm, deja nu o să le mai citesc. Nu a apărut încă? Eu nu văd nimic, după dat blogul vostru și nici eu nu, mesajul pe live. Mie mi-arată aici, nu știu, poate că trebuie să dați un refresh. Mie mi-arată, zice că este pusă, poza și văd. În fine, nu contează, este corect, poza pe care noi am pus-o astăzi pe pagină, pe Steaua Liberă. Cine dorește să o vadă, o poate vedea. Este însă o nouă dovadă a mizeriei și a bolnăviciunii fotbalului românesc. Deci, suporterii aceștia, dinamoviști și rapidiști, dacă ei nu realizează că trebuie să scape de aceste himere, de aceste societăți pe acțiuni mizerabile, dacă ei nu renunță la mentalitatea asta de rahat, în Liga 1 ai nevoie de un patron. Nu. Nu ai nevoie de absolut niciun patron în Liga 1. Ai nevoie de echipa ta. Că dacă tu te duci după patroni, nu după echipa ta, o să te trezești cu FCSB-uri, FCR-uri, FCDB-uri, DDB-uri și așa mai departe. 2 de Poli, 2 de Craiova. Exact. De-astea. Exact. Pe mine mă surprinde că dinamoviștii, am văzut că au făcut scandal, că au pus ei, cei de la PCH, au fost foarte amuzanți. Astăzi am urmărit puțin pe Facebook. Au spus tot felul de mesaje, nu o să le pun aici, că n-am chef să-mi bat capul cu asta. Dar Peluza Cătălin Hâldan, pagina Peluza Cătălin Hâldan, liniuță Dinamo, a scris așa: Dinamo nu a fost salvată, Dinamo s-a salvat. Nu, Dinamo a fost salvată de FRF, care FRF și-a dat seama că dacă retrogradează și numele Dinamo, atenție, nu e echipa Dinamo, ci numele Dinamo, la anul televiziunile nu mai plătesc nimic din drepturi TV. Pentru ce să plătească? Pentru fotbal club, ai dreptate și n-ai dreptate. Ai dreptate și n-ai dreptate. Ție ți se pare că să mai uite cineva la meciurile lui Dinamo? Băi, sunt pe ultimul loc. Crezi că mai vând drepturile de TV doar pentru că mai e Dinamo acolo? Să știi că, uite, eu te contrazic aici, să știi că lumea se uită la televizor în România și suporterii neutri, când n-au ce face acasă, presupunând că n-au Netflix, Adi, este o echipă care deja intră, n-a mai luat titlul din 2002 sau 2003. Adi, dar suporterul român de fotbal nu cunoaște fotbal, Adi. El nu știe fotbalul de calitate. Numele de Dinamo nu mai atrage. El se uită doar ca să se uite la ceva. Românul în general se uită doar ca să se uite la ceva. Acesta este comportamentul consumatorului român de TV. Se uită doar ca să se uite. Românul încă nu este la nivelul publicului vestic, da? Publicul vestic nu mai are timp de TV. De ce? Pentru că s-au săturat oamenii de porcăriile astea care na, nici n-au valoare. Este un conținut lipsit de valoare. Te uiți la ProTV, ce vezi? Păi un mironică care încearcă să-ți sugereze că Fotbal Club FCSB e Steaua. Deja te-ai săturat de aceste lucruri, te obosesc, nu le mai vrei. Și atunci intri pe internet, dacă ești în vest. Dacă ești în România... De latră câine, ai auzit? Da, e la mine. Am un cățel, am un dinamovist. E fericit. Ne-am certat și uite, ne latră. Da, da, da. Ca să vă citesc mai departe, zic cei de la PCH și zic sistemul cu 16 echipe e bun, dar nu a fost făcut pentru a salva Dinamo. Dinamo a terminat pe 4 în play-out după calculul corect de puncte pe meci. Iar dacă eram lăsați să ne jucăm toate meciurile, ajungeam și mai sus. Ei nu-și dau seama, vedeți, aici e problema mea. Ei au înșirat o listă întreagă de nereguli, dar ei nu-și dau seama că acestea sunt nereguli. Nu. Ei le pun acolo ca niște argumente pentru care ei n-au furat. Nu, prieteni, voi trebuie să puneți chestiile astea acolo și să le arătați cu degetul și să spuneți FRF ne-a furat. Noi nu mai vrem să jucăm în Liga 1 în condițiile în care FRF ne fură. Așa cum v-am arătat. Așa trebuie să spună un suporter corect. Eu vă întreb pe voi, obiectiv vorbind, dar nu suntem steliști în seara asta. Dacă echipa voastră ar păți ce au zis ăștia aici, da? Voi ați mai vrea să vedeți următorul sezon? Să o vedeți din nou umilită? Da, bine, cel puțin eu nu pot să mă pun în pielea lor, niciodată nu cred că o să pot să fac chestia asta, dar un lucru e cert. În mod normal, dacă voi sunteți incapabili să, nu știu, să respectați un protocol, un protocol sanitar, automat ești obligat să pierzi la Masa Verde cu 3-0. Asta mi s-ar fi părut corect, cel mai normal. Corect. Iar dacă aveai timp să joci meciurile, da, trebuiau să lăsați să termine meciurile, dar categoric, dacă ei pierdeau meciurile cu 3-0 la Masa Verde, până pe data de 9 sau care era data limită, aveau timp să-și termine toate meciurile de jucat. Eu rămân de părere că nu trebuia reluat campionatul, trebuia încheiat cu clasamentul din sezonul regulat. În cazul ăsta cu pandemia trebuia să vină FRF și să spună Doamne, este caz special anul ăsta, suspendăm play-off-ul, clasamentul final este cel al... toate echipele. Da, da, corect. Asta ar fi fost cel mai corect. Asta a fost cel mai corect. Da, da. Dar hoții... Cazul Dinamo nu-s de acord, să știi, cu ce spuneți voi. Eu spun așa, bă, dacă ești Dinamo București, deci tu n-ai fost în stare să tu ai stat numai pe penultimul loc și pe ultimul loc sau undeva la retrogradare și brusc acum vii să-mi spui mie că tu îți câștigai ultimele 4 meciuri. Deci tu n-ai avut între 30 de etape plus încă 6 de play-off sau încă 5 de play-off. Deci în 35 de etape tu n-ai putut să fii sigură că scapi de retrogradare. Și acum vii să-mi vinzi mie gogoși că tu de fapt dacă aveai asta 4 etape tu băteai tot și te erai scăpat. Deci tu ai stat numai la retrogradare. Dinamo a fost numai locul 8, locul 10, locul 11, numai acolo. Asta. Iar în play-off, da, n-au bătut mai pe nimeni. Cred că n-au bătut pe nimeni până acum. Corect, da? Voluntari? Acum în ultima etapă. Cred că da, au bătut cu 2-1 la voluntari sau ceva. A fost blată, la stați liniștit. Da, o mizerie. PSD-iști între ei. S-au ajutat PSD-iști între ei. Oricum voluntarii a zis că ar fi lăsat Dinamo oricum, dacă vrea să retrogradeze, să pice ei în Liga a doua, oricum, mizerii din astea gogoși, cum spune Adi. Deci nu. Dar cum să... A fost o mizerie ordinară tot ce a făcut FRF-ul și... Exact. Nu, e inadmisibil. Trebuia să retrogradeze și punct. Dacă ei, ca suporteri, erau într-adevăr suporteri adevărați, cum am fost și cum suntem noi, băi frate, o luați de la zero, fresh, fără niciun regret. Nu aveți ce să regretați. Bine, aveți o echipă de nimic, de rahat. Oricum ajutați echipa prin programul vostru. Voi ați uitat ceva. Deci ce face acum FRF-ul e ilegal. Oh. Nu ai cum să hotărăști acum. Că sistemul nu-l schimbi tu de la un an la altul când vrei. Că parcă până acum ne-au spus că nu pot schimba asta cu play-off-ul, că e votat pentru 3 ani. Și vă mai spun ceva. De ce nu promovează 4 echipe din Liga a doua și trebuie să rămână astea aici? Nu, tată, să promoveze astea. Deci să retrogradeze Dinamo și cine era pe ultimul loc. Corect. Da? Da? Și dacă vreți chiar să faceți de 16, promovați 4 din Liga a doua. Da. De ce să rămână 2 din Liga 1? Eu sunt de acord cu Adi. Deci, da, corect, corect. Da. De unde și până... De ce echipele de Liga a doua sunt mai proaste? Adică, alea de Liga 1 te hotărăște să le ții pe toate, nu retrogradează nimeni. Adică am hotărât brusc că anul ăsta am jucat degeaba, că nu retrogradează nimeni. Da? Foarte. Iar alea din Liga a doua le spui, nu, promovăm, dar promovăm după un sistem care l-am hotărât noi. Băi, ești nebun? Păi nu mă retrogradați Dinamo și Cliceniu, da? Și promovați 4 din Liga a doua. Foarte bine ai zis. Au dus discriminarea la un alt nivel. De ce? Pentru că au schimbat regulamentul pentru Liga 1, dar pentru Liga a doua nu l-au schimbat. Dar de la anul l-au schimbat. Primele două promovează și 3 și 4 joacă baraj. Păi stai puțin, dacă ai schimbat în plin sezon regulile la Liga 1, deci nu schimbi și la Liga 2. Care e problema? Oricine se duce și atacă la TAS câștigă. Pentru că, în primul rând, și-au încălcat propriul regulament. Ei au decis care e sistemul pe 3 ani. Deci n-au decis. Au votat cluburile și s-a decis în marea lor adunare generală. Deci oricine s-ar duce din divizia B să le spună chestia asta, ar avea dreptate. Oricine contestă din Liga 1. Dar cum e asta să joci fără să retrogradeze nimeni? Deci s-a îndeplinit visul lui Romică Pașcu. Ăla a spus într-un an. Așa că Chindia, probabil or să retrogradeze. Gândiți-vă că ei au făcut la fel și la nivelul Ligii a treia. N-a retrogradat nimeni. Bă, atunci pentru ce s-a jucat? Am înțeles, a fost pandemie. Bă, dar stai un pic, asta nu înseamnă că nu dăm o campioană și nu retrogradează nimeni. Pandemia n-a început anul trecut în august. Pandemia a început anul ăsta. Deci starea de urgență și toate cele s-au pus anul ăsta în februarie. Adică meciurile alea de anul trecut, deci până în februarie, și ce a început anul trecut din august, alea ce, nu le mai socotim? Adică cum a vrut și nemernicul ăsta să facă cu salariile? El a vrut să nu mai plătească de anul trecut din ianuarie salarii. Da. Dar pandemia a început în martie. Am înțeles că e o stare excepțională. Dar stai un pic, că starea aia excepțională de care vorbeau ei și cu banii și cu salariile, tu oricum îți plătești banii din drepturile TV, care drepturile TV nu s-au micșorat. Faptul că nu ți-au venit spectatori la stadion, oricum nu aveau prea mulți. Care spectatori? Oricum nu e ca și cum au fost dați peste cap, nu ne-a venit lume și noi adunam vreo 150.000 la fiecare meci și nu ne mai putem plăti jucătorii. Deci oricum au fost scârbe. Pentru unii, pandemia asta a fost fix scuză să nu-și mai plătească jucătorii. Eu mă uit la CFR ce s-a întâmplat. Deci CFR-ul a primit undeva la vreo 15 milioane minim din cupele europene, iar jucătorii sunt neplătiți de martie. S-a scăpat acum, Djokovic și a vorbit. Unii au fost plătiți integral, unii n-au fost plătiți deloc și la unii au fost plătiți 2 săptămâni de salariu din martie, vreo 2 din aprilie. Deci ăștia nu sunt patroni. Ăștia sunt niște lepre ordinare care ar trebui să plece din fotbal. Da? Și mai bine avem fotbal, cum a zis Florin Răducanu. Că sincer, eu chiar ajung să-i dau dreptate în cel din urmă. Bă, tată, mai bine facem fotbal amator și luăm de la zero. Că nu participăm în cupele europene. Oricum nu participăm în cupele europene. Și decât să participăm să ne facem de râs, mai bine ne reconstruim fotbalul de la zero. Zicem că suntem ca Sri Lanka și luăm de la zero. Dar construim ceva. Da. Că asta nu mai intră milioanele și știrile că, vezi, Doamne, FCSB. Asta, deci, e frustrant cum știrile apar de la un minut la altul. A câștigat echipa din Berceni cupa, să vină cupa în Berceni, atât au cântat mioarele. În secunda 2, FCSB va juca cu nu știu cine sau cu nu știu cum în preliminarele Europa League. Băi, tată, e penibil. Erau pregătiți băieți, îți dai seama, le aveau pregătite articolele. Atât de previzibil sunt, e penibil. O să trebuiască să facem o nouă ediție a emisiunii, un nou episod a emisiunii Gunoiul din presă, pentru că s-au adunat deja prea multe. Dar n-ai ce să faci. Ai văzut și tu, ieri când FCR-ul a pierdut în procesul ăla pentru marcă, foarte târziu a dat presa centrală, foarte târziu. De-abia... Da, păi a fost foarte amuzant pentru că am preluat poza de la voi, de pe Steaua Liberă și am trimis-o unui prieten rapidist. Și a rămas așa ca și cum, băi, dar tu de unde ai pozele astea? Zic, nu te interesează, nu mai contează, oricum e o pagină la care nu o să-i dai niciodată like, înțelegi? Și abia după vreo 3-4 ore a apărut ceva pe DigiSport sau nu mai știu pe ce pagină a apărut, cum că Rapid ar fi pierdut marca. Deci... Nu, Rapid n-a avut niciodată marca. Da, ok, corect. Așa. Pentru că ăsta este adevărul, că și acolo, dacă CS Rapid s-ar apuca să dea în judecată falimentatul FC Rapid și AFC Rapidul lui Manolache ăla și Academia Partid și FCR-ul, CS Rapid ar câștiga toate procesele. Deci ăștia ar trebui dezafiliați. Sunt fix cazul FCSB-ului. Exact. Ei la fel. Deci ei sunt identici și la fel. Au fost redivivul, s-au făcut Academia Rapid, s-au făcut FCR. Nici ei, dacă îi întreb suporterii, nici ei nu știu cum se numește echipa lor, dar ei spun Rapid. Pe votată. Asta este regulă de bun simț. Bă, ca să pot să mă duc, am să stric Dinamo, Rapid, Steaua. Nici nu pot să le stric cu cuvintele alea magice care încep cu M înainte, că ea nu sunt echipa. Eu dacă vreau să-i jur, nici măcar nu pot. Că în jur, hai să mă exprim așa, spiritual, în jur în eter, că ea nu joacă acolo. Eu nu pot să zic mă Rapid, că acolo scrie FCR sau Academia. Înseamnă că am probleme, ori cu ochii, ori am probleme cu auzul, o deficiență am și eu ca om dacă fac așa ceva. Și spun, nu, domne, că dacă au venit suporterii, bă, suporterii, jucătorii poate să vină oriunde sunt bani. Da? Faptul că a venit Pancu la Rapid nu înseamnă că bă, e Rapid. Faptul că s-a dus Daniel Nicolae nu înseamnă că e Rapid. Bă. Ce dacă Ducadam a fost 10 ani la FCSB, asta înseamnă că FCSB era Steaua? Cu mintea lor, da. Și asta vor să sugereze. Da. Iar nenea Ilie, axul central, a început acum să o dea la... Știi ce îmi place? Când începi și te amesteci cu porci în cocină, la un dat te murdărești și tu. Și ai văzut discuții pe la televizor. Că Ciobanu te aduce la nivelul lui. Ilie Dumitrescu, el vrea să pară domn. Bă, da, dacă ești domn, nu-ți faci, bă, de lucru cu ăla. Cum mai ții minte că ți-am împrumutat pe la casino, să uita toată lumea câși. Înțelegi? După aia spune el, nu, dar eu sunt foarte... Dom'le, eu sunt obiectiv. Acest domn Ilie Dumitrescu, care de 5 ani, în prima săptămână din Liga 1, spune un singur lucru. Dom'le, FCSB ia campionatul la pas. Îi spunea Steaua, acum îi spune FCSB. Îl corectează comentatorii. Tu nu ia campionatul la pas, prezicător, ăștia îl pun la pariuri imagine. Păi bă, tată, tu n-ai făcut tu niciun pariu care l-ai făcut de când ești analist acolo, nu ți-a ieșit. Cum să-l pun? E o rușine pentru ea de la Superbet sau cine sponsorizează. Ilie e un fel de Pele. Da, deci cum să pun pe unul să mă reprezinte la pariuri când ăla de 5 ani spune același lucru și iese pe dos? Bine, fiind asociat cu Ciobanu, undeva ei se aseamănă. Că dacă Ciobanu spune că sigur se califică, ați văzut că nu se califică. Deci oriunde poți să-ți iei casa și să-ți o pariezi. Deci dacă aveam bani să joc, de câte ori a spus Ciobanu ceva să joc contra lui, n-aș fi fost departe de Bill Gates. Dar nu mi-ar fi primit ăștia la agenție pariurile. Ăsta e Ilie Dumitrescu. Iar Helmut Ducadam acum e supărat, ba chiar îi plâng ăștia de milă. Bă, dacă te-ai dus acolo nu știe, bă, ce te așteaptă? Că Ciobanu l-a făcut râs. Ce a făcut Helmut Ducadam? Că i-am dat 300.000. Și e posibil să-i fi dat mai mult de atât. Atât a costat onoarea lui Helmut Ducadam. Vis-a-vis de colegii lui. Colegi care au ales să nu se mânjească. Colegii lui au refuzat să ia biletele de pe jos. Da? Colegii lui, unii dintre ei au murit săraci. Unul s-a făcut taximetrism, mai și e Bărbulescu, să nu mai știu care. Vezi? Bă, aici Ducadam și-a dat examenul de demnitate. Să nu mai povestesc de ce făcea Ducadam cu fete tinere pe la mare. Da? Că s-a făcut de râs. Da? O fi portarul nostru de la Sevilla, dar ca să rămână erou trebuia să se poarte în continuare ca un erou. Da? Că nu cred că chiar murea de foame și l-a luat Gigi Becali și a zis vino Helmut încoace că tu nu mai ai nici măcar de o gălușcă, hai să-ți dau eu Helmut. În primul rând ai mâncat o pâine cu niște colegi, mă, o pâine amară, da? Că nu erau, într-adevăr nu erau banii care stă acum, dar nu i-a mers nici rău. Ei, lasă, nu trebuie să vorbim de bani în cazul lui Helmut Ducadam, am mai spus de mai multe ori, Steaua lui a salvat viața. El dacă da, nu era la Steaua, el nu recunoaște. Nu spune nici de renta aia viageră care o are pe toată viața, care a luat-o pentru că a fost jucător la Steaua. În cel mai bun caz, Helmut Ducadam rămânea fără mână dacă nu era la Steaua. Deci el să nu uite că el atunci când i-a apărut problema pe care a avut-o la acel vas de sânge, el a fost operat de cel mai bun specialist din țară în acel moment. Un doctor militar. Ok, nu vrea să recunosc asta, să nu recunosc. Bă, ai ales să stai cu FCSB. E ok, este alegerea ta, dar nu veni mă la televizor să înjuri Steaua, mă. Da, atâta pot. Problema aici, că ai ales să stai cu Becali, e ok. Eu n-am nimic nici cu cei care țin cu FCSB, rețineți, ca ăștia care sunteți și ascultați pe chat. Dar spuneți că țineți cu FCSB, nu cu Steaua. Bă, tată, faceți diferențierea. Atâta tot. Să-și asume. Da, Ducadam, tată, te-ai dus la FCSB. Ok, ți-a dat Ciobanul 5.000 până. Foarte bine. E ok, poate cine știe și eu într-o situație nasoală să spune că eram în locul tău, alegeam la fel. Dar nu mă duceam să jur clubul unde am mâncat o pâine și care m-a făcut erou. Da? Mânușile alea care le-ai vândut, că n-aveai bani, da? Stima aia care te-o purta nu știu ce conducător, că au venit aia de afară, da? Toată lumea și-a amintit de Ducadam care a jucat la Steaua, mă, nu la FCSB. Când îl auzeam la televizor cu domnule, noi suntem continuatori. Care continuator, mă? După 20 de procese în care ăsta îl vezi că a făcut fraudă. Continuatorii furtului. Continuatorii la asta. Da, frumos spus. La ce? Continuator la ce? Da. Aici e problema mea cu Ducadam. Iar lui Ilie Dumitrescu, bă, lumea, eu nu mai respect lui Ilie Dumitrescu. Nu-l voi jura, Doamne ferește, nu voi vorbi ură de el, dar să nu spun în viața lui, bă, stelist ești când ales să rămân în situațiile alea grele, da? Nu să-l lauzi pe ăsta, da? Să fii tu la televizor să spui, doamne, pentru mine e tot Steaua. Păi bă, dacă eu spart ție magazinul și spun că ce aveai tu acolo era al meu, poți să fii, e dreptul meu să spun că mie mi s-a părut că lucrurile alea sale mele. Păi după 20 de procese tu mai vii să spui chestia asta, mă, nu ți-e mă rușine? Chiar n-ai pic de rușine? Dar n-ai rușine față de suporteri ăștia care s-au dus la Liga 4? La aia ce o să le... Că acum o să vină și ăsta la stadion. Cum pariu că o să vină la stadion. Eu dacă o să-l văd la stadion pe Ilie Dumitrescu, eu o să-i spun, axul central, du-te tată în partea ilaltă. Vezi că ai confundat comunele. Aici suntem în Gherizicea. Du-te tată acolo. Duceți, ba, asumați-vă, ați vorbit 5 ani că țineți cu FCSB, că el a spus în direct, nu s-a ascuns niciodată. Du-te tată, asumă-ți, mă, că nu e nicio rușine, du-te și stai, mă, cu Ciobanul. Aici, pe mine asta mă enervează, ipocrizia asta. Bă, recunosc, uite, și eu m-am dus pe multe stadioane, da? Dar am refuzat, mă, să mai țin cu Steaua, mă. În 2006 am pus PUC. În 2006, da? Da? În 2006, când ăla și-a trimis gorilele pe galerie să bată lumea, da? Și începuse să înjure pe toată lumea. Și spunea că el este Steaua, da? Și le-a aruncat biletele la foștii noștri jucători. Da? Și l-a jignit, și pe Emi, pe Neemi. Și a jignit, bă, toată lumea. Lui ăsta nu i-a scăpat nimic. Bă, n-aveai cum să mai țină cu echipa lui. Și am zis, eu îmi doream la fiecare meci, deși se numea Steaua și nu știam ce procese aibă, eu mi-am dorit să piardă la fiecare meci. Da? Și până la urmă, uite că cumva Dumnezeu a făcut dreptate. Justiția a făcut dreptate. Bă, Neili, ai văzut atâtea lucruri. Păi bă, dacă te dai domn și vii cu cravată și spui că ai jucat la Tottenham și dai lecții de fotbal la toată lumea, respectă-mă nesimțitule și justiția. Că e justiția română, nu e un proces. Nu s-a dus Talpan să mituiască 20 de complete de judecată, mă, nesimțitule. Corect. Da? Da? Și nu mai veni să spui, băi, eu am jucat la Steaua. Păi respectă-mă Steaua dacă ai jucat la Steaua. Respectă Steaua și respectați tot Steaua. Da? Așa cum e, că domne, că a fost o încurcătură, că a intrat Viorel Păunescu în direct și se uita la el și vorbea zeflemist așa. Bă, până la urmă, tu Ilie Dumitrescu, tu te-ai retras la 29 de ani din fotbal. Tu nu i-ai ajutat Tudorel Stoica la vârful unghiei, mă. Tudorel Stoica era la momentul când a luat Liga Campionilor, era în primii 10 mijlocași din Europa. Tu n-ai fost niciodată nici măcar în primii 100 de atacanți din Europa. Da? Și te-ai retras la 29 de ani în Mexic. Da? Tu n-ai drept, până la urmă, tu ai dreptul foarte puțin să vorbești despre Steaua, că tu nu ești o legendă a Stelei. Legenda a Stelei e Lăcătuș, e Tudorel, echipa aia, ăia care au jucat. Da? Că vrei să ții cu FCSB, ține tată cu FCSB. Acum știți ce vor face, da? Vor schimba barca. Acum vor schimba barca, da? Iar ăștia de țineau cu FCSB-ul, se vor duce pe la tribuna a doua, o să ducă pe la Peluza 2, o să ducă toți pe acolo. Și eu noi țineam din totdeauna, dar noi am așteptat. Ce ați așteptat? Corect. Ăsta o să fie filmul. Exact așa o să se întâmple. E de-aia mi-e ciudă. Dar bine îi mirosim oricum, stai liniștit. Nu îi mirosiți că sunt falși, oamenii care sunt falși și micinoși. Știi cum e? E greu. Ei nu o să stea. Ei nu o să stea în contact cu suporterii adevărat. Știi cum e? Eu am avut contrele mele cu Peluza Sud. Bă, dar n-ai ce să le spui. S-au dus la meciuri. Așa cum sunt ei. Că am avut contrele mele cu ei și pe mine m-au deranjat foarte tare ce au făcut cu colegul nostru. Da? Și cu prietenul meu, cu Georgica. Dar s-au dus la meciuri. Bă, măcar ei au acceptat. Asta ne e soarta, țipăm Steaua. Noi vrem să audă doar Steaua. Noi suntem cu Steaua. Nu suntem cu altă echipă. Da? Ăia sunt suporteri până la urmă și cu băieții care intră aici la noi, oamenii care am acceptat că asta este la Liga 4, dar măcar putem să spunem Steaua. Nu suntem clone, nu suntem invenții, da? Nu suntem ce a vrut Gigi Becali să facă, o stea cu 8 colțuri. Ăștia suntem, atât am putut. Dacă aveam o conducere mai bună, probabil că eram în Liga a doua măcar. Da? Bine că suntem și aici, în Liga a treia. De aici încolo, Dumnezeu să ne ajute să fim mai sus. Da? Mie mi-e frică de Liga a treia, eu vă spun. Eu nu sunt așa convins că o să facem super treabă. Deci dacă nu văd 4-5 jucători luați buni și să văd un start în 10 etape cu vreo 9 victorii, nu sunt convins. Vor face tot ce pot să ne pună piedică. Ciobanul va muri ușor. Da. Eu sunt optimist. Din 2017 tot avem piedici puse și din cauza AMFB. Bine că am scăpat de ei. Deci cât mă bucur... Mă bucur că a scăpat de AMFB mai tare decât m-am bucurat la promovarea în Liga 3. Deci mă jur. Băieți, e incredibil ce s-a întâmplat și acolo. Eu cred că o să scăpăm în următoarele luni de echipa domnului Ciob. Așa simt eu. Dar știți ce vreau să fac? Vreau să mut un pic discuția mai către fotbal, către Liga a treia, către ce urmează să se întâmple la Steaua. Dar înainte să fac asta vreau să-l salut pe Sir Ilie Dumitrescu, care ne ascultă. El ne-a transmis că Mihăiță era la Digi, nu era el. El era în Paris. Corect. Și ca să începem discuția despre Steaua, despre Liga a treia și despre ce va urma, vreau să citesc un comentariu pe care l-a pus Lecce aici. El a zis așa: morții cu morții, vii cu vii. Să ne facem noi un club performant, cu oameni asumați și profesioniști, cu oameni care apără imaginea Stelei și luptă pentru a aduce Steaua acolo unde era înainte de a fi trasă în noroi. Asta e important, restul vor pieri pe limba lor, e o chestiune de timp. Eu sunt de acord cu el, cred că așa o să se și întâmple, dar cât de repede credeți voi că o să se întâmple și prima parte a ceea ce a spus el, și anume venirea la club a profesioniștilor? Eu l-aș vrea pe Pițurcă. Tu știi mania mea. Indiferent de ce s-a spus de olteanul ăsta, eu l-aș vrea pe Pițurcă. Eu din nou o spun, Pițurcă este oltean, născut oltean, da? Poate că a și fost fan Universitatea Craiova în tinerețe, însă fără dar și poate, Victor Pițurcă este acum un imens stelist. Ascultați-mă ce vă spun, este un imens stelist. Piții suferă pentru clubul nostru, Piții iubește clubul nostru. Și știu că au fost acele discuții cu el, că a avut și el partea lui de implicare. În exact acolo am vrut să ajung. Dar nu are nimeni nimic cu el, dar se știe că ceva... Eu atâta vreau să vă atrag atenția, dintre toți cei care au fost atunci implicați, el a fost singurul care la TV și-a cerut scuze. A fost singurul, a spus: am fost implicat, recunosc, am greșit, îmi cer scuze, nu trebuia să îl aduc pe Gigi Becali atunci în viața Stelei. Este singurul care a făcut asta. Atenție, de ce zic asta? Că e pentru că suporterii mai tineri, și Zeno, nu știu ce vârstă ai tu, poți să te întrebi dacă 33. 33, mulți înainte, ești deodată cu mine, cu siguranță o să-ți aduci aminte atunci cum au stat lucrurile atunci la începutul anilor 2000. Viorel Păunescu se prezenta drept un foarte mare iubitor al Stelei, un foarte mare stelist, un foarte mare admirator și chiar salvator al Stelei. El voia să salveze clubul nostru. Ei bine, uitați că după ce a făcut ce a făcut, a închis pliscul și nu prea a mai vorbit despre Steaua. Nici măcar n-a venit să spună: bă, îmi cer scuze pentru... conducerea proastă pe care i-am oferit-o acelui non-profit. Și a atins interesul și a plecat. Exact, asta a fost. Asta a fost. Păunescu ne-a mințit. Păunescu n-a fost niciodată stelist. El a încercat doar să distrugă clubul nostru și să bage cât mai mulți bani în buzunar. Cât a subt? 3 sezoane consecutive ca calificarea în grupele Champions League, nu? Mulți bani. Mulți bani. Steaua i-a pus la dispoziția AFC-ului $2 milioane pe care i avea în conturi în momentul în care AFC-ul a venit și a semnat acel act de asociere, da? Au fost $2 milioane în conturi. Și la lichidare ce a fost? Un laptop? Nu, stai, că acum zic, corect, tu acolo voiam să ajung, dar să fac o listă, da? $2 milioane în conturi. Un contract de sponsorizare de $2 milioane, lucru dezvăluit de Marcel Pușcaș. Dialog, nu? A fost ceva așa, de... este, așa este, da? Deci vreo $4 milioane. Aici mai punem și celelalte contracte de sponsorizare mai micuțe, care într-adevăr erau sume mai mici, nu erau de ordinul milioanelor, dar împreună ofereau și ele o sumă frumușică. Și mai trebuie să punem banii care urmau să vină din transferurile jucătorilor, transferuri care au avut loc înainte de momentul 98. Adi Ilie, de exemplu, Steaua în momentul acela încă mai primea bani din transferul lui Adi Ilie. Înțelegeți? Și toți acei bani au intrat în visteria AFC-ului. Adică în buzunarul lui Păunescu, da? Pentru că știți foarte bine, Steaua nu a mai făcut nimic notabil după 98. Transferurile au fost penibile. Au fost penibile. Pe cine? Cumpăra Stoichiță pe Leo Nemțanu. Păi nu, bă, prietene, cum să-l compar pe Leo Nemțanu cu Constantin Gâlcă, de exemplu? La începutul anilor 90, Sfinxul îl aducea pe Gâlcă, care era 18, 19, 20, 21 de ani, nu mai țin minte, dar foarte tânăr. Și venea Gâlcă și mi-aduc aminte că este pe YouTube un videoclip cu prezentarea lotului Stelei din sezonul 91-92 sau 92-93, în care apare un foarte tânăr Gâlcă și spune așa, cu un zâmbet mai forțat, săracul, că se vede că nu era obișnuit cu camerele de filmat, zice, eu în primul rând vreau să mă impun ca titular. Sau ceva de genul ăsta a zis, da? Omul era la început de carieră. Însă și acel Gâlcă la început de carieră, la 18, 19, 20, 21 de ani, era cu mult peste Leo Nemțanu. Aia era diferența. La 6 ani distanță, Steaua a început să facă transferul de rahat. Îmi cer scuze că spun, că vorbesc așa despre foști jucători steliști, dar nu toți cei care au jucat la Steaua au avut valoare de Steaua. Să ne aducem aminte doar de acel portar Rotaru, care prin 97-98 își cerea scuze după fiecare gafă. Intra în meci, gafa, lua gol, după meci dădea interviu în care își cerea scuze față de suporteri. Asta a făcut AFC-ul, asta a făcut Păunescu. Conducerea lui profesionistă, asta a însemnat. Ca să nu mai vorbim despre afacerile mizerabile pe care acel nemernic le-a făcut pe spatele Stelei. Îl cumpăra pe Luțu de la Galatasaray cu o sumă mică, îl dădea cu o sumă imensă. Unde? În Coreea. A vândut jucători ca Roșu și Denis Șerban în Spania și cu banii ăia n-a făcut nimic. Laurențiu Roșu a plecat nu la Salamanca, la Numancia s-a dus. La Numancia și a plecat pe o sumă mare la vremea respectivă. Foarte mare. Încă s-a dus la Espaniol, dacă nu mă înșel. Nu. Didi Prodan a plecat la Atletico sau la Glasgow Rangers. S-au vândut jucători pe sume. Atletico întâi. Aveau echipă bună. Da, excelentă avea. La Numancia, cum ai spus și tu, s-a dus. Da. În 2000. Aia era o echipă bașca că aveam, că eram sponsorizați cine? Conex, Dialog, cine? Deci echipa aia producea bani. Stadionul era plin. Da? Deci se făceau bani. Bani se făceau. Nu poate să spună ei... Bine, nu poate să... Ei poate să spună orice. Tu ți-l aduci aminte pe Cioban când a văzut și le-a zicea... Păi zice... Și ei mi-au dat mie jucători ca să ne achităm. Și eu le spuneam că am dat pe Pompirul Stoica 600.000, dar de fapt am dat 200.000. Dar mă distram pe ei. Deci sunt înregistrările cu Ciobanul. Băi, el singur spunea că a făcut fraudă. Bă, se autodenunță singur și nimeni nu se autosesizează. În orice țară. Păi omul este atât de prost încât l-a dat pe Hagi. Era să-i creeze probleme lui Hagi. Hagi lăsa să facă ce vrea el la Academie, să stea cu ele în sus pe românește, da? Și directorul închisorii venea să-i roage dacă e să întoarcă și el, că totuși na, e închis, nu poate să stea 80 ore pe la Academie. Și acolo juca table, îi mai aduceau câte o fetiță, era ok, da? Și el îl bagă în gura lor pului pe Hagi. Da? Asta făcea el. Mai târziu ce face? Ca să vezi ce caracter are. Că inclusiv Macedonii nu mai suportă. Să duce la Tars, bă, băiatule, și vrea să câștige campionatul în condiții în care n-avea cum. Pentru că văzuse el o chichiță în regulament care oricum nu i-ar fi dat dreptate în cea. Băieți, eu vreau să vă întreb dacă credeți că este posibil, hai nu din Liga a treia, dar poate din Liga a doua, presupunând că o să promovăm, să vină un manager de tipul Pițurcă la Steaua. Cum vedeți voi situația? Și vreau mai degrabă să-l întreb pe Zeno, pentru că el este nou la noi în emisiune, ca să spun așa, el nu și-a exprimat părerea până acum. Lumea știe am mai intrat, da? Dar nu mai contează, dar... îmi cer scuze atunci. Da? Okay. Nu face nimic. Totuși, spune-ne părerea ta, cum vezi tu viitorul pentru Steaua? Că lumea deja știe părerea mea și a lui Adi 2. Pițurcă, sincer, în Pițurcă nu am prea mare încredere. Vezi tu pe cineva, ai tu o propunere, te rog, spune, nu trebuie să-ți faci griji. Nu, propuneri chiar nu am, pentru că în mare parte legendele noastre ne-au cam părăsit. Nu toate, ci drept, dar majoritatea. S-a văzut ce pot face. Lăcătuș, s-a văzut că... Poți să-ți fac o propunere. Din punct de vedere managerial nu a fost capabil. Pițurcă, e posibil ca Pițurcă să poată face față Stelei în momentul de față, sau din Liga a treia, de la Liga a treia în sus. Dar e un tip care nu oferă prea multă încredere, nu știu cum să zic. Nu te supăra, oferă mai multă încredere decât mulți alții care ar veni. Pițurcă, hai să o luăm așa, să spunem că e mercenar, că mulți îl consideră mercenar. E ok, mergem și pe ideea asta. Numai că e un mercenar care își dorește... Ar fi bine să fie mercenar cu cei care ură Steaua. Pițurcă, dacă vine, nu vine să facă de râs. Pițurcă, de-aia n-a venit. Pițurcă nu vine... Pițurcă a plecat și de la Craiova pentru că el a pus niște condiții. Bă, vreau 2-3 jucători, că eu nu stau să mă bată pe cale. Când i s-a spus că nu, că cu ăștia suntem, omul a plecat. Și ca drept dovadă, Craiova nu e o mare echipă. E doar o întâmplare care a ajuns pe locul 2, că i-a mai redresat Bergo din pic, dar nu e o mare echipă. Da, adică e limpede. Craiova a ajuns pe locul 2, da? Acum în play-off, într-o lună. Acum, da, și pentru faptul că s-au înjumătățit punctele, da, și toate cele. Da. Altfel era CFR-ul campioană de mult. Da. Da? Deci omul a spus clar. Și eu m-am zis că, bă, mie îmi pui jucători la dispoziție sau îmi dai un buget, că eu vreau să-mi iau jucători, eu nu stau să mă bată pe cale. Asta o chestie, da? Știi unde pot să am dubiile mele cu Pițurcă? Și unde mi-am pus eu întrebări vis-a-vis de el? Eu nu l-am înțeles când s-a asociat cu Mititelu. Că Mititelu știm ce fel de om e. Da. Dar probabil că Mititelu i-a spus în momentul ăla că eu dă și pe măsa. Vrei să zic eu cum au stat lucrurile atunci? Te rog. Păi Pițurcă nu știa care-i treaba cu Craiova, deci nu se pune problema să fi cunoscut el că echipa lui Mititelu este sau nu Craiova. Nici nu cred că l-a interesat. Eu nu mă refer la cine era echipa. El a vrut să fie mai aproape de casă, mă, atâta. Poate. Atâta. Poate. Dar eu știu sigur, dar Pițurcă este un tip foarte familist și din câte știu eu își vizitează părinții foarte des. Are el niște obiceiuri de ale lui... care s-ar putea să pară ciudate pentru unii oameni, dar mie mi se par foarte normale, da? Își vizitează părinții foarte des și este genul de om care, când pleacă de la ei lui, pleacă cu pachetelul, știi? Ca când eram în facultate. Fiecare cu obiceiurile lui, stai că nu e ceva normal. Pițurcă l-ați văzut cum arată, da? Pițurcă pentru mine sfidează legile anatomiei și sfidează logica în sine. Pițurcă nu mănâncă nimic decât crescute în curte și legume doar din solare crescute de el. Și zaibăr. Am înțeles care... Zaibărul. Da. Zaibărul e preferatul lui. Și atunci când te uiți la el, da, într-adevăr, că n-arată așa, are 63 sau 64 de ani. S-ar putea asta să fie secretul tinereții veșnice. Da. Păi, din moment ce nu mănânci nimic din comerț și mănânci doar lucruri crescute în curte natural, poate fi unul din secrete, având în vedere că orice aliment la noi acum începe cu E și cu F. Da. Și nu știi când apar ingredientele. Te aștepți să le găsești, dar nu le mai găsești. Da? Eu aș vrea să le dau câte un like lui Robert Cârciu și lui Călin Bobar, pentru că amândoi au spus ceea ce voiam să-i propun eu lui Zeno, niște variante la care m-am gândit nu acum, ci de foarte mult timp. Călin Bobar a zis așa, și un Adi Ilie, un Marcel Răducanu, da? Iar Robert Cârciu l-a completat și a spus mai repede l-aș aduce pe Ogăraru. Eu sunt de acord cu voi, aș vrea ca Piții să fie manager, dar în același timp aș vrea ca cei trei, Adi Ilie, Ogăraru și Marcel Răducanu, să fie la echipă. Pentru că sunt absolut sigur că ei pot ajuta. Piții manager, Adi Ilie director sportiv, George Ogăraru poate să conducă centrul de scouting, să ajute la juniori unde să fie prezent și Marcel Răducanu, sau Marcel Răducanu să consulte, pentru că el știți că are afacere în Germania, iar George Ogăraru să conducă centrul de juniori și să colaboreze cu Marcel Răducanu. Mie mi se pare că ar fi echipa cea mai bună. Întrebarea este, ar accepta? Eu știu sigur că Marcel Răducanu ar accepta. Mai departe nu știu, Adi Ilie și Ogăraru... Dar cine ar fi în stare din conducerea clubului nostru să le ofere șansa asta sau să se ducă la ei să le spună? Un posibil profesionist. Îți propunem să fii manager, îți propunem să fii director sportiv. Are cineva, își asumă cineva chestia asta? Eu cred că nu, în momentul de față. Lecce ne-a scris, ne-a întrebat așa, zice, vă sun să vă spun ce am discutat cu Pițurcă anul trecut după ratarea promovării în Liga a treia. Te rugăm frumos, ți-am pus noi în emisiune. Salut, salut! Ce faci, cum mai ești? Nu am mai discutat de foarte mult timp, așa, față în față. Cred că merge un pic mai greu conexiunea. Așteptăm puțin. Așteptăm puțin, îl vedem oricum. Lecce este aici cu noi când o să reușească să... Alo? Salut! 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 Așteptăm să ne spui ce ai discutat cu Piții. Da, nu știu, este posibil să fie ceva cu conexiune. Se întrerupe, da. Da, din păcate. Da, nu, e de la mine. Ah, ok. Am încercat să folosesc căștile, dar nu știu de ce îmi intră Siri în momentul în care îmi pun căștile și nu mai merge, nu știu de ce. Dar acum am dat direct pe speaker. Și se aude foarte bine. Se aude ok? Se aude foarte bine, cel puțin eu te aud foarte bine, cred că și oamenii care sunt cu noi pe live te aud la fel de bine. Dar să nu se fie atât de tare în microfon, cam asta ar fi singura. Ah, scuze. Nu, că stau cu telefonul în față și... Na. E perfect. Sper acum. Că nu vorbesc nici prea tare. E okay. Perfect. Dar spune-ne, ce a zis Piții? V-am ascultat cu interes așa în ultima vreme și eu mă bucur că încă mai sunt oameni care... merg pe aceeași linie și nu... În primul rând vă felicit că sunteți pe aceeași linie de la început și că nu-i slăbiți pe ăștia absolut deloc. Și așa și trebuie. Eu sunt total de acord cu voi. Nici eu, dacă aș fi fost în țară și aș mai fi fost implicat în Peluza Sud, nu aș fi lăsat lucrurile la aprecierea lui Bixi, Cârlan, Petrea, Boroi... ăsta care e acum Hâncu, da, mi se pare așa niște glume, nu știu, la adresa Stelei, și m-am casăturat de glume la adresa Stelei, dar asta e, n-am să facem că le suportăm. Cu Piții anul trecut, îți dai seama, ca și voi, ca și toată lumea, am fost supărat după meciul cu Carmen, era să-mi sparg televizorul și, bă, nu știam... Efectiv nu știam ce să fac, nu știam că să mai am încredere, să n-am, să încerc să mă implic, să vin în România, să nu vin, să nu știu, eram așa, habar n-aveam. Și până la urmă am stat de vorbă cu câțiva prieteni care merg la meciuri, fac parte din Peluză și au început să apară tot felul de zvonuri, bă, că o să vină nu știu cine, că Lăcătuș pleacă, că vine Putărescu, că ne trebuie un manager puternic, că ne trebuie sponsori puternici, că ne-ar trebui un lot puternic, că zic, bă, fraților, până la urmă e Liga 4, ce dracu, adică despre ce vorbim, ce lot puternic? Hermannstein s-au înființat în 2014 sau 2015, în 4 ani au fost în Liga 1. Apropo de echipe de-astea, că a zis voi că să susținem, vorbeați mai devreme cu susținut, echipa nu contează numele, nu contează palmaresul, asta e exemplul Sibiului în fotbalul românesc, știți că au fost 5-6 echipe pe care l-au tot susținut, că n-ai nu mai contează acum, se mută galeria de la una la alta, așa ești cu Rapid, așa ești cu Dinamo, asta e, trebuie să ne obișnim cu ideea. Noi suntem mai consecvenți din fire, deocamdată, o parte din noi. Alex, scuze-mă că te întrerup, fac și o mică paranteză. Ce spui acum o să apară în știrile de tabloid sportive de mâine, deci... Probabil, dar cine ne urmărește? Cine ne urmărește? Cred că toată lumea. Ah, da, super. Alin Grigore, sigur. Ah, salut Alin Grigore, să fii sănătos, tată, dacă n-ai idei, uite, stau eu. Gratis. Pe noi ne iubește și Gabi Safta. Ah, Gabi Safta. Păi vă iubește, că sunteți băieți, da. Nici o problemă. Ce să facem? Noi nu-l iubim pe el. Ce să zic? Îmi pare rău. El iubește pe la cine dă bani. Acum pe ăla îl iubește. Cine-i dă bani, da, acolo iubește și el. Da, lui nu, nici măcar n-are pretenția să-i dedice cineva vreo celebritate, vreo manea. El e mulțumit cu ce mică. E ok. Bine, Gabi, ce să zic? Mărire plăcută. Trecem la subiect, că na... Da, am vorbit cu Pițurcă, până la urmă eu i-am scris, de seama că mi-a fost jenă, zic, vă mai știți ăsta cine sunt, nu mai știți, zic, hai să scriu, domnul Pițurcă, știți, am auzit că vreți să veniți la Steaua, nu știu ce, și el mi-a zis, ce faci, bă, Lecce, care mai e viața ta? Zic, bine, ce să fac prin Spania? A, și m-a sunat. Eu, unul, am avut și am o relație cu Pițurcă, ca și cu George Găraru, ca și cu oamenii ăștia cu caracter de la Steaua, care au fost, mă rog, contestați, mai puțin contestați, mai mult contestați. Na, nu putem să fim toți de acord la fiecare subiect. Chiar și cu Iulian Miu, eu întotdeauna l-am apreciat că e un tip direct și că este list. Că e un om foarte direct, vă zic de pe acum. Deci că e un om care nu se ascunde de intențiile sale și deși lumea îl suspectează că ar fi îmbrigător, că ar vrea... Omul zice pe față, da, eu vreau să mă implic, aduc bani, aduc sponsori, nu vreau să fiu patron sau iese din discuție chestia, putem să organizăm clubul de afară. Cum am venit eu acum 3-4 ani la domnul Boroi cu organigrama de la Ajax și de la Borussia Dortmund și am explicat cum se organizează un club fără patron și cum am putea noi să facem, dacă vreți să facem performanță. El a zis că e de acord, că face, că vine la Steaua, doar că are o mică, mare problemă. S-a întâlnit cu domnul Bixi în momentul respectiv, acum un an și ceva, și a discutat condițiile, i-a spus condițiile în care el ar veni, adică un plan pe 5 ani de performanță, investiții, niște garanții pe care le cerea, garanții decente din oricărui suporter de vedere, adică a unui suporter al unei echipe performante, vorbim de Steaua București, vorbim de CFR Cluj sau de nu știu cine. Bun, lucruri decente. Comandantul clubului, în momentul de față, a zis că cere prea mult. Adică era clar că ideea era că e prea mult pentru Steaua în momentul respectiv, că sunt anumite persoane, n-ar vrut să dea nume, în anumite poziții din minister și din politică, să zicem așa, presupun că se referea la un anumit secretar de stat care nu agrează ideea unei performanțe la Steaua și unui... Codrin Munteanu, îi spunem noi numele, îi spun eu numele, da, că n-am nicio... Puteți să-i ziceți voi, da, așa. Da, nu agrează faptul că Steaua vrea să redevină acolo unde este locul și să creăm un club performant după principii și după organigramă vestică, pentru că asta înseamnă la actuală performanță. Știu că unii ar vrea underground și stadioane de alea cu scaune din 1970, dar nu se mai poate, asta e fotbalul acum, trebuie să înțelegem că de ani și făcut stadionul ăsta, bine, l-am făcut, că am vrut noi, l-am făcut, că ar trebui și... Avea unul niște bani de cheltuit și trebuia făcut. Nu, s-au investit niște bani în România și nu se mai puteau fura, înțelegi? De ce? Te rog mult, încearcă să ții undeva mâna, să protejezi microfonul de la telefon, că bate vântul foarte tare. Scuze. Acum e mai ok? E mai bine? E mult mai bine. Bun. Așa, și în momentul în care proiectul ăsta s-a pus pe roate, să zicem așa, după 2 ani de la decizia în altei curți, faptul că echipa care a furat denumirea și care a profitat de numele Stelei a pierdut acel proces, dar atât. N-a pierdut altceva. Bine, a pierdut suporteri, a pierdut palmaresul, a pierdut culorile, a pierdut stadionul, dar n-a pierdut și credibilitatea în fața, mă rog, credibilitatea. N-a pierdut, practic, ceea ce trebuia să pierdă, și anume locul în Liga 1. Părerea mea este că acea echipă, în acel moment, în orice lume civilizată, în orice țară civilizată, în orice campion, trebuie să-și pierdă și locul în Liga 1. Evident. Evident. Hoții se apără între ei în țara asta, așa că nu e nimic anormal. Da, mă, da, hoții de obicei sunt la pușcărie, se apără între ei la pușcărie. Nu, și în România. România defilează liberi, fără niciun fel de stres. Uite, da. Lece, dacă tu erai șef la Steaua, eu îți garantez că Fotbal Club FCSB își pierdea locul în Liga 1. Dar din moment ce șeful de atunci al Stelei nu a făcut nimic în acest sens. Băi, șeful de atunci al Stelei, comandantul colonelul Boroi, era, Boroi, da. N-a avut de gând să facă în momentul ăla. A fost un șoc pentru ei, probabil, decizia definitivă a curții. Atunci am auzit și noi prima oară de colonelul Talpan. Bineînțeles că noi, contestându-l și înjurându-l pe Cali de prin 2003-2004, ne-am bucurat, o mare parte din noi ne-am bucurat și am zis, bă, ok, indiferent ce se întâmplă, dar măcar i-au luat ăstea prăjitura, adică și... Pe de altă parte am fost indignați. De ce? Eu spun sincer, eu am mers, am zis, bă, merg peste tot, în deplasări, în alea, cheltui banii, mă duc oriunde ar fi pe banii mei și așa, să susțin clubul, că n-am nimic cu jucătorii și să-l înjur pe ăla, pe Meme, pe cine am eu chef, că n-am, nu-mi place de ei și nu-mi place unde au tras numai, că era, nu știu cine, Adi Talent sau un șemanelist pe Banca Stelei, că era nu știu care, până, în fine, toată mizeria aia, toată... Tot cu noi ăla care a fost adus odată cu venirea acestor personaje. Pentru că eu spun sincer, eu în momentul de față nu am nimic ca personal sau impersonal cu Gigi Becali, ci mai mult cu cei care, pentru că el, unul, ca un personaj de o comedie proastă așa, nu ar fi făcut absolut nimic dacă n-ar fi avut susținerea și n-ar fi fost prins de la spate și iubit și adulat de către lătrăi din jurul lui și de către toți. Mă refer aici și nu numai la cei din club, și din presă, și de la alte cluburi, și suporteri și așa mai departe. În fine. Bun. Și atunci eu am tot sperat că, bă, frate, atunci ăia 11 ani pierduți de mine pe stadioane, cumva vor fi recuperați sau recompensați sau voi putea obține la un moment dat măcar, bă, ne cerem scuze, te-am păcălit, te-am mințit, am fost de căcat cu tine, cu X, cu Y, cu toți ăștia, 100, 200, 1000, câți ați fost. Voi ați crezut că veniți după Steaua, că vor urma Steaua, că apăra Steaua, că nu știu ce, dar de fapt noi vă păcăleam, noi furasem de fapt un nume și le foloseam de el și de fapt nu era ceea ce trebuie. Am făcut, suntem infractori, asta este, trebuie să răspundem în fața instanței, puteți să ne dați în judecată, puteți... Dar lumea n-a reacționat așa pe mine, asta cel mai mult m-a surprins, că uite, de-aia, vă zic sincer, de-aia vă admir pe voi, că sunteți printre puținii care sunteți radicali și țineți la adevăr. Și lumea n-a reacționat așa, lumea s-a luat după fete, după 100 de fete, că și cum e, din păcate, sau din fericire, depinde cum vreți, adevărul e unul singur, dar miciunile pot să fie 100 sau 1000 sau 1 milion sau 10 milioane. Da, dacă spui aceeași miciună la nesfârșit, lumea tinde să o ia ca adevăr. Și când vii și le spui adevărul, lumea spune că tu ești cretin și că tu minți. Nu, deci e chestia, că până la urmă foile astea, da, dar foile astea de ceapă se dau la o parte și adevărul tot iese. Știi, ca fotonul ăla care se chinuie să iasă în mijlocul soarelui, până durează mult până iese, după aia mai are 8 minute și ajunge la noi. Dar ideea este că până să iasă asta, știi, ei vin cu o minciună. Minciuna aia cade. Nu merge mult timp. Merge o lună, jumătate de lună, 3 luni, un an. După aia vin cu altă minciună. Stai, noi, că n-am vrut să zicem asta. Că da, de fapt, până la urmă să recunosc eu parte. Zic, da, mă, bine, aveți dreptate. Dar până la urmă noi suntem continuatoarea pe plan sportiv. Ce dracu înseamnă asta? Nu știu, n-am înțeles niciodată. Și continuatoare, frate, m-ai mințit, mi-ai furat identitatea, m-ai păcălit, m-ai făcut să-mi cheltui banii, dăm banii înapoi, nu știu, cere scuze, fă ceva, du-te la pușcărie, nu știu. Înțelegi? Dar chestia asta, în momentul când hoții nu sunt la pușcărie și sunt în poziții cheie și te ajută și fac manevre în așa fel încât tu, chiar dacă ai furat, să zici, da, m-am furat și așa, și ce? V-am păcălit, v-am mințit așa și Nu sunt eu ăla pe care îl adunați, pe care vreți să-l vedeți la televizor. Oricum a recunoscut, ce să mai... De multe ori a recunoscut, da. Dar... Problema nu e el, că el a zis, da mă tată, ai văzut cum zice? Da mă tată, nu mai îmi ziceți mie Steaua. Da, da, băi, sunt din 2003, am galben albastru la Mogoșoaia, ok, lăsați-mă în pace pe mine. Dar sau de unde e el? Vină aia lați, vină aia din spate care zic, da, Prenea Gigi, dar nu mai zi așa, că ne pierdem și noi pâinica și astea. Lasă, tu nu mai zi, zile, ce voi să aud acolo, zile, că-l suspenzi pe ăla, că tu, iată-te patronul de la cealaltă echipă, zi lui Ilie Dumitrescu ceva, zi. Și un circ ieftin, o mizerie în care se scaldă absolut tot sportul românesc, aici mă refer la tot sportul românesc, că ați avut voi dreptate într-o emisiune trecută cu secțiile de fotbal, de hockey, de volei, de basket, de handbal. Adică lumea poate uită, dar Steaua e dublă câștigătoarea pe campionul la handbal. Steaua a câștigat 40 ceva de titluri la hockey, adică nu, în fine. Nu mai există, nu mai avem patinoar, nu avem nici echipă, eu știu pe unde dracu jucăm, habar am jucat la unguri acasă. Știi, altă dată se întâlneau galeriile să bată, iar aia fugeau, iar acum ai ajuns să joci la ei acasă. Ce rușine ai ajuns să treci. Da, sub cerul liber, nici măcar într-un patinoar acoperit. Aia e frumos, ca până în anii 50, așa, pe vremea lui Stalin. Știi cum e Becali? El, în secunda în care el va muri mediatic, pentru că va muri mediatic, în secunda va muri și o parte din publicul lui. Pentru că el e ultimul mohican. Toți care au făcut pușcărie, da? Toată liuta asta care a făcut pușcărie, a ales după aia să retragă. Deci ăștia nici dacă le-ai dat banii tăi să ducă să mai investească în fotbal, nu s-ar mai duce. Da? Să-și ia banii, să împrumute clubul, nu mai vor niciunul. El este singurul care este bolnav de admirație, pentru că el în sinea lui, el se vede Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu termină pe voi. Da, este. El chiar este bolnav. El chiar este bolnav. Îmi pare rău că l-am judecat și că am reacționat foarte violent. Am niște episoade de-a lungul vremii cu Gigi. Zarea de filme, nu pot eu să le povestesc live acum, că n-am chef că... Da, ideea e că, băi, l-am urât din tot sufletul. Adică și eu recunosc că am mari probleme vis-a-vis de imaginea lui. Pentru că el a ajuns tot timpul... Tu spui asta cu FCSB-ul, dar vezi că el din când în când tot Steaua ajunge să spună. Și dacă conducătorii noștri își bag joc, și nu spun, suporterii, o parte spun că da, FCSB este Steaua, eu n-am cum să tac, mă, tata. Că nu pot, dacă am probleme cu limba. Înțelegi? Eu recunosc că am probleme cu limba. Pentru personaje ca el sau Meme Stoica, n-am cum să am. Deci nu voi avea milă în discurs ever. Înțelegi? Ever. Eu te înțeleg perfect. N-am cum să tac. N-am cum. Nu pot. Problema nu e să tac. Problema este să mă îndrept către aia care, într-adevăr, îi pun gaz pe foc. Adică aia care îi dau apă la moară. Că știi cum e? Noi țintim fix la ăla care... e în prim plan. Și așa e normal, până la urmă, că ăla spune, ăla zice, dar în spatele lui sunt o grămadă, sunt sute. Categoric, dar ăștia spălați pe minte VCSB-știi, cum îmi place mie să le spun, nu-și dau seama de chestiile astea, sunt prea mici pentru o mafie atât de mare. Unii sunt, unii nu sunt, știi cum e, e greu. Scuză-mă că te întreb, 85%. Da, mă, tată, dar e o disonanță cognitivă greu de conștientizat și de luptat cu ea. Pentru că în momentul în care tu ai impresia că, bă, frate, eu m-am născut în 90. Da, mulți sunt contemporan doar cu el, cu vremurile lui. Am impresia că doar Steaua. Exact. Eu am văzut că a bătut pe Valencia, pe Ajax, pe ăla, că n-am calificat, că nu știu ce, nu știu cum. L-am avut idol pe Chipciu, pe nu știu care. Dar cineva știa de furtișagul acela? Categoric nu. Noi susțineam Steaua. Bă, noi bănuiam, adică unii dintre noi bănuiam. Și aveam tăiat și contra. Cei care ați fost mai apropiați de club îmi dau seama, dar noi cei care nu aveam nicio treabă cu conducerea, crede-mă că n-am avut niciun... Da. Bine, și pe de altă parte... Nu vreți să știți cum erau relațiile în anii, la începutul anilor 2000 sau la sfârșitul anilor 90, că vorbeați și de Păunescu mai devreme, o să vă zic eu și dumneavoastră. Dar existau relații atunci cu suporterii? Bă, existau, dar la un alt nivel, adică se seama că unul ca mine n-avea ce să caute în ecuația asta. Eu eram puștantă 20 de ani, nu mă băga nimeni pe mine în seamă și oricum erau doar liderii unor grupuri care se confundau cu liderii altor grupuri, adică erau pe mai multe planuri lideri. Și băia discutau la alt nivel cu Badigarzi, cu nu știu cine, cu ăla din jurul lui Neavio sau cu Putărescu sau cu Gigi Becali, care a venit ca un fel de sponsor sau cămătar sau creditor. Sau cămătar, bine spune, care l-a făcut Becali, iartă-mă că te ne întreb, că tu ești suporter, tu ai dat bani. Da, ca să vezi clubul ăsta, ai plătit un abonament, da, te plăteai, ai luat niște tricouri. Și eu am venit de multe ori de la școală. Gigi Becali a făcut un lucru extraordinar. Gigi Becali ne-a arătat exact care sunt suporterii care ar face centura pentru clubul Steaua. Adică ăia care, am eu niște nume pe la Peluza Nord, dar nu o să le pronunț acum, exact aia care luau bani și împărțeau bilete, păi altfel cum aș fi știut că sunt unii românești. Dar doar prin patron ca el. Asta se practică. Nu, băi, crede-mă, și eu am, fără să-mi dau seama, deci eu în anii 90, când a venit Neavio de la barman, bar melodii, securitate. De la manager bar melodii, da. Înainte de 89, până în momentul în care a preluat el în 98 frâiele, să zicem, tot cu ajutor și tot cu anumite manevre, 97, 98, eu știu că făceam parte dintr-o peluză care avea un lider, un singur lider, pe care noi îl consideram unul de noștri, asta știam, adică era ceva normal că bă, se duce și mai dau ăia niște bani pentru coreografii și probabil bagă și el niște bani în buzunar și asta este, e ceva normal. Una e să fie, una e să ceri 5.000 și 1.000 să-i bagi, 1.000 să-i bagi în zi în coreografie și 4.000 să-ți bagi în buzunar și una e să-ți dea bani, da, să-ți dea bilete, da, nu vreau să te... Băi, nu, ne-au dat taxe, deci crede-mă, eu m-am... Problema nu e că să te dau bilete, problema e că el îi tindea biletele. El cu măstată și încă două persoane. Așa se făcea. Bă, nu mi se pare normal, Lecce, iartă-mă că te întreb, nu mi se pare normal, chiar dacă suntem suporteri, bă, să nu dăm banii pe un abonament și pe un bilet. Bă, dăm banii pe țigări, dăm banii pe toate căcaturile, dar vrem să fim suporteri, să ne dea gratis. Bă, nu asta e. Asta e o mentalitate românească greșită. Greșită. Făceau niște conducători de grupuri. Nu te gândi că erau sute de persoane. Dar știu că numărai pe degetele. Restul plăteau. Problema mea a fost de ce acceptă, de ce îi lasă pe aia să facă așa, că toată lumea știa. Adică ce mai căutai acolo lângă ei, peluză? Noi de-aia ne-am și mutat la sud. Ca să controleze masele, probabil. Păi nu, dar tu cauți să stai cu ei acolo, de ce vrei? Să-ți faci selfie-uri cu ei? Pe vremea se complac, da, pe... așa se procedează în România, pe șmecherie. Unii nu puteau face bani decât așa. Eu am fost 10 ani la Nord, din 95 până în 2005 am stat la Nord și am profitat și eu de anumite lucruri că nu știam, adică nu știam. De exemplu, în 98 sau 99 ne-am dus la Reșița cu vreo 66 sau 67 de taxiuri plătite de Neavio, a dat $7.000 la Chris Taxi și la niște firme, să ne ducă în deplasare, că ne refuzaseră autocarele, nu știu cum n-au mai venit autocarele, care au plătit tot de club și astea. Și ne-am dus cu taxiurile pe banii lui Neavio, am făcut deplasare la Reșița, că așa era vremea, așa era pe atunci, noi nu mă gândeam eu, bă, dar nu-i corect, dar nu-i drept, dar nu e moral. Dacă nu lider de galerie, unul care acum ar vrea să mai meargă la sud, dar nu lasă ăștia, unul cât, ca să nu spun mai mult, restul te prinzi tu. El are 600-700 de bilete și mai ia și pe suporte și se duce să voteze pentru primarul care era la momentul ăla. Da, acum e altă treabă. Bă, tatu, asta nu e, bă. Ăștia nu. E o mare diferență între anii 90 și acum, corect. Eu speram ca lumea să se deștepte între timp. Eu n-am o problemă că să dă pentru, uite, galeria, dom'le, galeria vine în mijlocul. Dom'le, a luat clubul, s-a dus și a cumpărat, că sunt 1500 de oameni care vor să ducă în deplasare la Botoșani. Și le-a luat clubul 1500 de bilete și le-a dat la băieții ăștia de la galerie gratis. Eu n-am o problemă cu așa ceva. Eu am o problemă când câțiva de acolo s-au îmbogățit pe treaba. Și-au însușit calitatea asta de suporteri, sunt suporteri patroni, cam așa se numesc. Și ei au crezut că-s Dumnezei. Cum au crezut și patronii în anii 99, 2000, 2001, 2002, cam toți care erau implicați în fotbal se credeau Dumnezei. Uite, tu l-ai prins pe Jean. Dacă tu te duceai în 2002 sau 2003 și le ziceai tuturor, îi luai pe ăla de la Timișoara, pe grasul ăla, pe Sechelariu, pe Becali, pe Borcea, pe cine mai vrei tu, pe Copos, Giovanni, Victor, Meme Stoica, Pașcu, Pădureanu, au intrat toți. Toți au picat, toți au picat. Cu toți față în față și le ziceai, bă, fraierilor, uitați-vă la mine, eu sunt un băiat simplu, nu mă știți. O să faceți toți la pușcărie. Unii mai mult, unii mai puțin, unii de mai multe ori. Ăia și ce făceau, te pușcau în cap atunci, pe un moment, și râdeau după aia. Ziceau, l-am omorât pe un fraier, hai să-l îngropăm, să nu mai facem vâlpă, nu știu cine e ăsta. Înțelegi? Deci ei erau Dumnezei, credeau că nu o să... Cine poate să mă atingă pe mine? Noi jucăm barbut pe jucători. Eu ți-l dau pe Lovic, tu mi-l dai pe Goian, ăla mi-l dă pe... Înțelegi? Asta e nivelul lor. Ăsta a fost și fotbalul. Ăsta a fost fotbalul. Un joc de barbut. Voi spuneți că după Protan și după Panduru și după cine a mai fost transfer, Denis Șerban și care mai erau atunci, cei care au mers în Champions League. Sabin Ilie, Adrian Ilie, n-au fost Adrian și vânduți pe bani. Sabin a venit pe vremea lui Neavio. Mă rog, bă, să știi că și atunci ne bătea petrolul și erau echipa să ne dau 5-1-4-1 prin campionat, dar noi îi băteam pe West Ham și cum dracu. Din spiritul ăla, de, știi? A rămas spiritul. Aia e cel mai important și aia nu trebuie să te piardă niciodată. Dar, în fine, tu, în momentul ăla, normal că nu mai aveai de unde să aduci valori, pentru că vrei să zici ceva. Întrebați-l pe Miu dacă vorbiți cu Miu. Eu îl cunosc pe Miu de atunci, din 99-2000. Am avut plăcerea să-l cunosc pe Miu de când avea un Porsche Boxer și ținea un... se plimba noaptea prin drumul taberii cu mașinuța. Și... bă, toți erau pe combinații de jucători, nu mai visau performanțe. Veneau la Steaua, nu mai se gândeai, bă, noi trebuie să mai ajungem în Champions League, să mai facem performanțe, să ne transfere ăștia pe la Atletico, pe la Real, pe la Benfica. Nu, tată, jucătorii de fotbal din acel moment și până în ziua de astăzi se gândesc, bă, trebuie să-mi iau un Mercedes așa mai drăguț ca să impresionez gagicile și să-mi atrag cu cât mai multe, să-mi fac o spălătorie auto, să-i las lui tata să iasă niște bani de acolo, să vând niște parfumuri la niște fraieri și să mai iau niște bani de acolo. Combinații de-astea, găinării, prostii de-astea, să împrumută la cămătari ca să-mi iau Porsche Cayenne, ca să impresionez pe aia care a apărut în emisiune la Capatos. Bă, nu râdeți, că asta e mentalitatea fotbalistului român. Da, dar știm chestia asta, nu e ceva nou. Din cauza asta... europene, vrei să ajungi că uite, n-am mai ajuns în România într-o grupă la campionatul mondial și lasă-mă, bă, frate, cu campionatul mondial, mă plictisesc cu chestiile astea, n-am eu treabă cu campionatul mondial, eu vreau să o combin pe aia care a fost cu nu știu care de la Pandorii, înțelegi? Asta interesează pe ei, asta este subiectul lor de discuție, asta e performanța la care țintesc ei și atunci cum vrei, pentru că asta au învățat, pentru că fotbalul s-a rezumat doar la chestia asta. Lungă și pe a doua, vorba lui Hagi, nu? Băieți, vreau să fac și eu o paranteză aici și să zic la ce ați spus voi mai devreme. Bă, e adevărat, e nasol când un lider de galerie face bani de pe urma fenomenului, da, de pe urma colegilor lui de galerie. Dar eu vreau să vă atrag atenția la un lucru. Chestia asta nu face chiar atât de mare rău echipei. Da, e un lucru urât, dar rău nu face. Alții au făcut probleme echipei, clubului, nu suporterii. Deci, ce s-a întâmplat, ce au făcut suporterii, poate că n-a fost corect, poate că n-a fost frumos, dar n-a făcut chiar atât de mult rău. Da, aici ai dreptate. Văd că Lecce a ieșit, probabil că i-a căzut conexiunea. Noi îl așteptăm înapoi în cazul în care reușește să refacă tot. Dar eu asta voiam să zic, adică pe mine nu mă deranjează. Pe mine nu m-ar deranja acum dacă ar fi lider de galerie care ar băga ceva în buzunare, în condițiile în care lucrurile ar merge cum trebuie. Dar problema noastră este că în club sunt lucruri care nu merg cum trebuie și... Lecce ne-a spus chiar la început când a intrat că ar aștepta niște explicații din partea celor din conducere. Cred că o să rămână așteptându-le. Da, păi asta este și motivul pentru care noi nu am încercat să facem ceva cu conducerea. Pentru că de-a lungul timpului foarte mulți suporteri ne-au scris și nouă la Steaua Liberă și ne-au întrebat, hei, de ce nu încercați să vorbiți cu cei din conducere și să ne unim cu toții și să construim ceva. Iar noi de fiecare dată le-am răspuns oamenilor cum să construiești ceva cu oamenii care timp de 11 ani, din 2003 până în 2014, au ascuns adevărul de noi. Vorbim despre... Da, într-adevăr, Boroi a plecat, dar alți oameni care au fost pe vremea aceea încă sunt în club. Nu poți să construiești cu acele persoane ceva. Bine, au fost și influențe politice, probabil. Au fost, sunt... au fost, ai văzut aceste rădăcina e foarte adâncă, deci n-ai cum să... Nu cred că o să-i prindă pe toți, chiar dacă s-ar face și investigații interne. Au făcut foarte mult rău, politicul a făcut foarte mult rău Stelei, vă dați seama. Politicul încă din anii 90, pentru că dacă nu erau persoanele gen Babiuc, niciodată nu ar fi avut Steaua atât de suferit și n-ar fi pățit Steaua atât de multe lucruri urâte câte a pățit. Păunescu, el era în jurul echipei și înainte de momentul 98, însă era legat de mâini. Nu putea să influențeze soarta clubului chiar atât de puternic cum a făcut după 1998. Da, asta e treaba. Deci problema Stelei este, cum a zis și Lecce în comentariu, este la conducerea clubului și dacă vin oameni profesioniști acolo, atunci clubul nostru o să poată, fără dar și poate, să revină în top. Eu sunt sigur de asta și mă bazez nu neapărat pe numele Stelei, ci pe lipsa de valoare a concurenței. Uitați-vă unde vreți voi, nu doar în fotbal. Peste tot în sportul românesc, cluburile sunt la pământ. Dacă noi am aduce un profesionist, un om serios la rugby, echipa noastră ar domina tot. Dacă am face același lucru la fotbal, la handbal, la volei, am dominat tot. Văd că Lecce s-a întors. Da, scuze. Nu e nicio problemă, te rog să continui ce aveai de spus. Nu, tu spuneai de liderii de la anumită peluză, dacă se folosesc de anumite resurse ale clubului și ajută ceilalți suporteri sau se folosesc de resursele suporterilor și se ajută pe ei înșiși. Da, eu un singur lucru spun. Asta se întâmplă peste tot în lume. Peste tot, exact. De unde vrei tu, din Argentina, Brazilia, Bolivia, Mexic și până în Italia, Danemarca, Suedia, Anglia. Corect, dar cum a spus Adi, nu afectează echipa, clubul în sine foarte mult. Nu. Sunt chestii... E o chestie doar de moralitate. Exact. Corect. Atât, da. Din potrivă, de multe ori ajută echipa, pentru că oamenii ăștia de obicei creează în jurul lor un cerc de influență. Bine, pe bani, bineînțeles. Dar în timp, cercul ăla se lărgește, atrage și alți adepți. Unii îi văd ca pe niște lideri, ca pe niște oameni influenți. În general, oamenii cu bani, oamenii care fac bani, că îi fac legal sau ilegal, atrag în jurul lor ca un magnet alți oameni. Și da, se creează niște grupuri, niște nuclee care în anumite momente poate pot ajuta, dar în alte momente creează mari probleme în jurul unui club. Pentru că, uite, eu vă dau exemplu de aici, de la noi, de România, pe lângă Steaua, care a pățit-o, sau FCSB, pe vremea când folosea emblema Stelei, sunt și celelalte cluburi, stați liniștiți, că și Dinamo, și Craiova, și Timișoara, și Rapid era, nu mai contează, toate cluburile astea au avut de suferit din cauza faptului că anumiți suporteri s-au trezit din suporteri înflăcărați din ultra și în afaceriști și în profitori de pe urma altor suporteri sau a clubului. Și lucrurile astea nasc niște conflicte și se lasă cu scântei. Da, din păcate așa este. Să sperăm însă că lucrurile se vor schimba în club la noi. Băi, asta este. Că tot veni vorba de manager... Că tot veni vorba de manager, un Basara Panturu ar fi perfect, zic eu. Da, dar pe mine m-a dezamăgit Andy că s-a dus cu Reghel Camp în Arabia. N-am înțeles de ce. Bine, asta nu contestă faptul că este un stelist desăvârșit. Niciodată. Este un mare om, un mare stelist. Sincer, eu vă spun, m-aș bucura să vină steliști adevărați. M-aș bucura să-l văd pe Ogăraru la Steaua. Mi-aș dori din tot sufletul să-l văd. M-aș bucura să vină oameni din anturajul unor echipe, nu știu, din afară, interesate de a ridica și de a se implica în ridicarea numelui Steaua la nivel de performanță, vorbim. Nu mă interesează neapărat să fie stilist, dacă nu e profesionist, ci nu e un om care știe ce face și face cum trebuie lucrurile respective. Adică, da, e ok să vină steliști, dar e ok să vină, în primul rând, oameni care au de gând să facă performanțe și au un plan. Din păcate, noi avem o meteahnă, în general, la românilor, nu-mi place să generalizez sau să etichetez, dar am observat chestia asta în România și o observ mult mai bine de aici de afară, faptul că nu gândim pe termen lung. Pe noi nu ne interesează ce o să fie peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Ne interesează doar prezentul și avem impresia că o să trăim veșnic. Aici e marea noastră problemă. Că nu trăim veșnic. Trăim doar o fracțiune de secundă sau mai puțin, dacă e să o luăm așa la nivel macro, universal. Și în timpul ăsta, în intervalul ăsta de timp, în loc să facem ceva important, să lăsăm ceva important, ceva bun în urma noastră, ne gândim așa foarte mercantil și foarte doar la momentul pe care îl conștientizăm noi și să ne fie nouă bine, să avem burtica plină, să avem o gagică mișto și o mașină mișto și atât. Asta ne interesează. Nu, nimic bun de lăsat în urmă, nimic să faci un bine altora, să ajuți, să ridici ceva, să lași ceva în urma ta. De-aia există oameni ca Sfinxul, au existat oameni ca el și restul lumii. Că i-am zis eu lui Bixi anul trecut când m-am dus că după discuția cu Pițurcă, că am plecat de la una și am ajuns la asta, după discuția cu Pițurcă m-am enervat și am luat avionul și m-am dus în România și le-am zis că vreau să vorbesc cu Bixi. Și până la urmă și cum dracu am făcut că am ajuns să vorbesc cu Bixi și am zis, băi, nea Bixi, nu te cunosc, nu știu cine ești. Că el, domne, că tu cine ești? Și zice un băiat Lecce. Și că Lecce? Și zic Lecce pentru prieteni, pentru dumneavoastră sunt Alexandru Tofan. Și zic, vă rog să-mi spuneți și mie, dacă vreți să intrați în istoria clubului ăsta, ca un președinte care va face performanță clubul ăsta, sau vreți să treceți la categoria și alții, neînsemnați. Și a zis, acu, cum îți permiți să-mi vorbești așa, că eu am fost în lupte în Afganistan, nu știu de ani. Mentalitate de comunist. Scuze că te-am întrerupt, discutăm, o să completez eu după cu chestia asta, dar te rog să zici mai departe, hai că m-am omorât cu asta. Da, așa, exact așa mi-a zis, cu domne, cum îți permiți tu să zic, băi, tată, nu că-mi permit, eu vin de la 3500 de kilometri să spun lucrul ăsta. Zic, așa că i-am în serios, zic, eu unul sunt de 30 de ani pe aici, pe stadionul ăsta, am 30 de ani de când am intrat, mai mult de 30 de ani de când am intrat prima oară pe porțile astea. Nata, nu știu cine ești, acum ai ajuns în poziția de comandant la clubul ăsta, ai grijă că e o mare responsabilitate, zic, vezi că ești la Steaua, nici la Panduri, nici la Corona Brașov, nici la... Zic, cred că pe mine nu ne interesează cum te cheamă, ce faci, pe noi ne interesează performanța aici, trebuie să... aduci Steaua pe locul 1, locul 2 nu există. Dacă pot, bine, dacă nu, lasă-l pe altul. Și dacă vei face asta și vei fi serios și vei face un proiect serios, vei intra în istorie, vei fi alături de marile nume pe care le-am avut ca și comandanți. Am avut. Dacă nu, o să fii trecut la categoria gunoaie și alții. Unii care au venit, au tăiat frunza la câine, au luat salariu și au plecat. Zic, cum vrei tu? Că, domne, că eu am luptat pe câmpuri de luptă, că am fost, că am făcut, că asta... Păi să rămână acolo! De ce n-a rămas acolo? Și mă jignești. Mi-a zis, dumneata, vii și mă jignești. Zic, domne, iau cum vrei. Iau cum vrei, dar în momentul în care ți-ai asumat chestia asta, nu eu te-am obligat, nu te-am pus să fii comandant aici. Tu ți-ai asumat, puteai să refuzi, nu puteai să spui, bă, nu vreau, mă scuzați, dar e prea mare căciula asta pentru mine, nu? Cum poate au făcut alții înainte. Dar dacă... Eu consider, eu sunt de acord cu voi aici și eu o susțin și o spun în fața oricui, nu mă feresc de nimeni, vorbesc liber în fața oricui. Eu susțin pe Talpan. De ce? Pentru că e singurul care văd că face ceva și că a făcut ceva pentru Steaua și că îl văd că e interesant. E singurul care ar apăra Steaua, cu adevărat, exact. Și s-ar impune față de toată mass media și toți cei care ar încerca să face Steaua. Categoric. Fără doar și poate. Nu este genul de... Eu îl cunosc și am stat de vorbă și îl admir foarte mult. Este genul de om care își face bine temele. Și de-aia și câștigat în instanță câte procese a câștigat, că este un birocrat care știe să-și facă treaba. Și până acum nu este genul de om care să vorbească la mișto, să vorbească dur, să ia pe ăștia, să îi cringiuiască pe toți din lumea asta, deși ar merita toți fraierii ăștia, i-ar trebui un purtător de cuvânt. Eu cred că ar face-o, dar nu este lăsat. Nu, el este un om care, într-adevăr, are niște acte, adică cum să zic eu, are dreptatea și adevărul de partea lui și el cu asta vine și bă, ok, puteți să ziceți voi ce vreți, puteți face ce vreți, dar asta este adevărul. Numai că ce-mi place la el și de ce îl susțin este faptul că el nu contenește cu chestia asta, că nu se oprește, nu se intimidează, nu zice bă, stai că mi-a zis comandatul, mi-a tăiat din salariu, mi-a făcut, hai să o las mai moale. Nu, el merge înainte, zice bă, dacă ăsta e adevărul, puteți să-mi faceți ce vreți voi, tăiați mâna, capul, ce vreți voi, dar asta e adevărul, eu vă zic în continuare. Și asta deranjează foarte mult, adică pe motivul ăsta probabil nici n-a ajuns comandant și pe motivul ăsta nici nu se vrea ca el să... Dacă ar fi dezgropat toate documentele, îi făcea praf, ăștia se duceau la pușcărie. Tu îți dai seama ce înseamnă 10 ani cineva să folosească marca Steaua? Degeaba? Bă, degeaba. Sunt nu 37 de milioane, sunt 50-60 de milioane pierdute ușor. Da? Pe care și a băgat nenea ăla, le spune, domnule, dar am plătit taxe. Păi normal, mă, că ai plătit taxe. Că e societate comercială, dar asta nu înseamnă că trebuie să folosești marca. Băieți, eu vă părăsesc, vă doresc o seară frumoasă, Lecce, succes și poate mai revii seară. Adi, te salut și pe tine, salutări și băieților și să dea Dumnezeu să ne auzim de la excelent în sus. Doamne ajută, la fel și ție. Lecce, dacă îmi permiți, aș vrea să fac eu o micuță paranteză legat de ceea ce ți-a răspuns ție Bixi atunci cu Afganistanul, cu ăsta. Fără a-i jigni pe veterani, și trebuie să spun de la început că am foarte mare respect pentru armată, pentru soldați, pentru veterani, însă domnul Bixi Mocanu este un ofițer de logistică, de intendență, cum se spune la armată. Da, ce înseamnă asta? El se ocupă cu aprovizionarea trupelor, cu mâncare, echipament și așa mai departe. El în niciun caz nu a fost în prima linie când a fost în Afganistan. A fost poate la 300 de kilometri de prima linie, într-o zonă sigură. Că era o pierdere de timp să stau să intru în polemică cu el pe tema exact. Asta, să explic lui ce a făcut el acolo. Nici mă interesează, putea să fie în prima linie și decorat cu 7 medalii și să iasă erou acolo. Corect. Era bravo lui, felicitări, dar ai venit comandant la Steaua vorbind despre altceva. Corect. Adică e ca și când eu am câștigat Olimpiada la matematică pe Europa în 2019 și acum vin în 2020 și zic, dom'le, eu aș vrea să conduc clubul de handbal al Barcelonei. Corect. Zici, dar eu am luat Olimpiada în 2019. Așa și... Corect. Cum îți permiți tu să vii să-mi spui că cine sunt eu? Da, nu știi că am luat Olimpiada în 2019 exact. Și vine suporterul de la FC Barcelona. Păi, dar tu crezi că mă interesează pe mine ce ai făcut tu și cine ești tu? Da. Atâta timp cât nu faci performanță la clubul pe care îl iubesc, nu, sunt prostii. Cu toți oamenii cu care am vorbit din club, de fiecare dată când am vorbit cu ei, am fost nevoit să le explic același lucru. Și se pare că, nu știu, ei nu înțeleg. Le-am tot spus, Steaua este un club sportiv, nu este o unitate militară. Este încadrată ca unitate militară UM02301, dar nu este unitate militară. Steaua este club sportiv. Conduceți clubul ăsta ca pe un club sportiv, nu ca pe o unitate militară. Dar ei nu pricep. Da, aici nu e voie. Da, aici ține de experiențe. Iarăși, revin la exemple de astea absurde, dar e ca și cum îi spune unui pilot de avion, băi, te rog eu frumos, acum pune-te și pe un vapor și încearcă să-l conduci și pe ăsta, știi? Da. Ei încearcă, unii dintre ei, sau probabil simulează că încearcă, nu știu, să înțeleagă. Dar ideea este că în momentul de față, fotbalul a devenit un business, a devenit, cum să zic eu, o mega corporație. Să conduci un club de talia Stelei, că Steaua este un club de talie european, un club imens. Deci ăștia pe aici, în Spania, și nu mai vorbesc, am vorbit cu jurnaliști turci, cu jurnaliști ruși, cu jurnaliști spanioli, cu jurnaliști englezi. interesați, cu australieni interesați de clubul nostru și ce, bă, voi cred că nu vă dați seama cum vedem noi Steaua din punct de vedere al vestului, adică e reprezentanta Europei de Est între marile puteri fotbalistice. Și care acum este o ruină, adică nu înțelegem ce se întâmplă acolo, cine e Becali ăsta, ce bine, ăștia sunt și un pic furați de curentul ăsta progresist, să-ți dai seama cam cât îl înghit ei pe unul care zice de homosexual și nu știu ce și intră pe altă făgaș. Da, cel puțin în Spania au apărut niște știri foarte frumoase despre el, să zic așa. Da, peste tot, îți dai seama, nu-l halește nimeni, toată lumea ce e un neșoprit, un om sărac cu duhul și sărac în maniere și în exprimare și așa mai departe. Exact ce ar trebui să scrie presa în România despre el. Da, de fapt, iar ăștia, culmea, presa de aici, și asta m-a surprins, și nu mai presa de aici, am citit articole, ți-am zis, din Turcia, articole din Australia, articole din Marea Britanie, în care oamenii spun FCSB nu este Steaua, adică FCSB e o echipă din 2003 care a furat identitatea, adică oamenii spun adevărul pe față, nu vă gândiți că ăștia de aici menajează. Sunt articole sau... și în AS din Spania care la fel detaliază în mare parte care e problema la Steaua și în fine. Exact. Și oamenii spun, Steaua, echipa Steaua care a câștigat Cupa Campionilor în 1986 și așa mai departe, joacă în momentan în Liga a 4, își construiește stadion, are o parte din suporteri alături. Exact adevărul, bă. Adică, nu, nimeni de aici nu stă să menajeze, n-are niciun interes să zice ăștia, habar n-au, nu câștigă nimic, dimpotrivă. Și oamenii întreabă, bă, voi vă dați Steaua, mă, ce aveți acolo, ce ați putea să faceți, ce imagine, ce marketing... Cu stadionul ăla, numai deschiderea, numai când inaugura stadionul ăla, câte milioane de euro puteți să faceți. Și eu zic, bă, din păcate, nu cred că e vreunul care să-și dea seama de chestia asta. În toată conducerea aia, bă, nu sunt conștienți la cărma cărui club sunt ei în momentul de față. Habar n-au, deci ei nu știu. Și nu știu, nu poate să gândească strategic, pe mine asta mă deranjează și nici nu vor să aducă, sunt nu încăpățânați, dar încearcă, știi, să mențină un nivel low, așa să te obișnuiască, bă, hai mă, că uite, acum am promovat în Liga a treia, hai că uite, chiar sunt tari. Bă, nu sunteți tari, sunteți Steaua București, ați promovat de acum un an, de doi ani, hai să zic, primul an, ok, PSD-ul, nu știu ce, politic, dar anul trecut, scuze, n-aveți nimic, adică voi ne sunteți datori până peste cap, nu, care... Da, anul trecut a fost ciudat. Anul trecut, sincer, spun, mi-am luat bilet special pentru meciul cu Carmen, chiar dacă n-a fost meci de baraj. Am bătut 3000 de kilometri fără să regret, categoric. Am pierdut meciul, nu mai contează, am fost gazat și în drum spre Orhidea, plângând, înjuram studenții care ne făceau în ciudă, să zic așa. Bă, asta e, se întâmplă, face parte din viața de suporter. Nu vrei să începi acum să-ți povestesc prin câte ani. Da, nu, categoric. Îți dau doar un exemplu. Așa e frustrant, treci prin momente frustrante. Bă, dar cel mai frustrant e când te lupți cu mările de vânt, când nu îți iei gaze în ochi de la niște jandarmi cu două clase. Când oameni la care ai pretenția, care reprezintă, sunt în funcții cheie, care reprezintă clubul ăsta, ei nu-și dau seama ce trebuie să facă și cum să facă ca acel club să câștige din prima, așa, fără sponsor, fără patron. Ideea asta cu patronul deja devine perimată, adică nu știu, e pentru idioți. Doar ăia prin Italia mai țin la chestia asta cu patron și nici măcar ăia, dacă te uiți, au consilii administrative și consiliul director cu președinte ales al consiliului director, cu sponsor care își instalează oameni acolo care zic, bă, eu sunt nu știu ce companie de telefonie mobilă, îți dau 20 de milioane de euro. Da, scuză-mă, am un om profesionist aici pe marketing, ți-l pun eu pe departamentul marketing ca reprezentantul meu în consiliul director. Și o să am și eu un vot acolo, că stau 20 de milioane de euro. Și eu zic, da mă frate, normal, dăm 20 de milioane, ia un om, un vot. Ok, nicio problemă. Așa se face, nu cu patron. Băi, exact. Patronul la nu știu cine, nu ești bă patronul la nimic. Ce patron? Ai înființat tu de la A. Ai înființat-o tu din 2003 și recunoști că ai înființat-o din 2003 și că e o societate care faci ce vrei cu ea. Tu centrezi, tu dai cu capul, tu ești antrenor, tu îi umilești pe toți, tu așa, bine mă, ești patron, fii tu patron acolo, hai noroc, vezi de treaba ta și du-te în B sau unde te duce. Cazul viitorul, la viitor, mi se pare că Hagi nu e patron, nu sau cum, care este? Aia este o academie, ăla a înființat o academie, altceva când înființezi. Da, dar omul nu vine și spune, nu strigă sușitare, băi, eu sunt patron aici. Da, da, ce scopul lui Hagi nu e viitorul, scopul lui Hagi e echipa națională. E un pic altfel, e subiect diferit. Adică el nu vrea neapărat performanțe să ajungă viitorul, viitoare Stea. El scopul este să crească jucători pentru echipa națională. Academia aia de-aia făcută. El, pentru Hagi, echipa de suflet a lui nu e nici Real Madrid, nici Steaua, nici Galatasaray, e echipa națională a României. Ți-o zic asta din surse sigure, ca să zic așa. Posibil. Chestia asta cu patronul a apărut din lenea suporterului român. Pentru că suporterul român nu investește timp și efort ca să se informeze, cum a spus Lecce, cum stau lucrurile în fotbalul modern. Da? Ei au auzit odată în presă că e nevoie de patron la echipă ca să meargă lucrurile, să vină la cu banii și pentru ei asta este ok. Suporterul român nu înțelege ce este aia autofinanțare, nu înțelege ce este aia profitabilitate, nu înțelege ce aia o cheltuială. El crede că o echipă de fotbal în fiecare an primește o sumă de bani de la patron și cheltuie acea sumă de bani, după care în anul următor primește altă sursă de bani, cum primește copilul de la părinte. Ei nu înțeleg ce aia investiție. Scuză-mă 2 secunde că te întreb. Aș prefera ca niciun suporter să nu înțeleagă fenomenul ăsta și principiul ăsta, dar să-l înțeleagă ăia care au cuțitul. Ei sunt tirani. Și conduc totul în club. Ei sunt tirani, tu știi foarte bine, Lege, că în România nu există manageri adevărați, nu există directori adevărați, oameni care să știe să conducă. Cum ai există mediul privat, mai găsești. Mai găsești, dar foarte rar. Și eu tind să zic că astea sunt excepțiile care întăresc regula. La noi nu sunt manageri. Da, din păcate așa. Mai ales în ceea ce privește relația cu angajații nu sunt manageri, pentru că foarte mulți români, când ajung într-o poziție din asta de decizie, nu neapărat de putere, tind să abuzeze și devin mici tirani. Ei... Bă, frate, explică-mi și mie, exact asta este. Dar explică-mi de ce, că nu înțeleg. Adică am înțeles în anii 90, bă, erau disperați să aibă blugi, nu știu de care, și video, și banane, și mașina Renault Fuego, cel mai șmecher din parcare, sau Cielo, și să le râdă tuturor vecinilor în nas și să îi înjure pe toți și să vorbească ei de sus că eu sunt șmecher, am bani la Caritas. Asta înțeleg anii 90. Anii 2000, interlopi, iarăși tâmpenii, tunuri date de Adrian Năstase și mai știu eu cine, înțeleg. Bă, dar în 2020, bă, fratele meu, când ai atâta informație, când te duci pe YouTube și cauți Simon Sinek și vezi ce înseamnă un manager, te apuci și cauți după aia cărțile și citești cărțile și după aia mai aprofundezi, te duci către Jordan Peterson, te duci către X, către Y și începi să citești, să aprofundezi astea. Să vezi, bă, unde greșesc eu, bă, hai să schimb ceva, de ce fac eu asta, de ce vreau să fiu așa, de ce nu merge mie bine, de ce e de căcat că îmi pleacă toți angajații buni și se duc în străinătate sau nu știu unde să asta. Bă, e incredibil, este incredibil ce se întâmplă la nivel de societate în România, deci nu vorbim numai de Clubul Steaua, la modul incompetență și intolerabilitate la informație, frate, la informație corectă, care îți vine, care e accesibilă, e ușor de să te duci să o iei. Ai de unde în momentul de față. E cel mai simplu lucru să te informezi corect și să zici, bă, până acum am fost un dobitoc, dar vorba aia, prost să fii, dar să zevii, și mi-am revenit, uite, acum și încerc să devin un om mai bun. Mâine să fiu mai bun, să fiu în competiție cu tine însuți, cu ăla de ieri, tot timpul. Eu de asta l-admit pe unul ca George Ocăraru și îmi place de el. Din punctul ăsta de vedere, nu că a fost, că n-a ținut bannerul cu Becali, bine, și aia îți dai seama că mulți... Ca George Ogoraro sunt foarte puțini, ei nu merg pe degete în România. Bă, dar noi avem unul, dar de ce nu-l vor, de ce nu-l vrea Hâncu? Că Hâncu nu-l vrea. Păi, pentru că Hâncu a fost numit conducător, comandant interimar, de către Marius Bălu, secretarul de stat pentru... Relația cu Parlamentul, era să zic palmaresul, relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului MAPN. Hai să luăm puțin pe acest Marius Bălu, da? El, cum a îmbunătățit Cum a îmbunătățit el relația cu Parlamentul? Din nou era să zic palmares. Da? Ai o problemă cu palmares. Deci e la noi, stai liniștit, e la noi palmares. E la noi, bineînțeles. Dar zic așa, a îmbunătățit el relația cu Parlamentul? Nu. A îmbunătățit el calitatea vieții personalului MAPN? Chiar invers. Chiar invers, că se pare că urmează soldaților să le taie din pensii și din astea. Deci nu s-a îmbunătățit absolut nimic. Dar Marius Bălu ce face? În fiecare săptămână este la clubul Steaua și face poze cu sportivi. Și lângă el întotdeauna este domnul Hâncu. Că asta face și domnul Hâncu. Eu l-am văzut pe comandantul interimar Hâncu într-o poză de ieri, de la promovare, după ce au terminat băieții meciul. Omul avea o șapcă cu Steaua pe cap, dar parcă șapca aia voia să-i sară de pe chelie. Da, am observat și eu. Și avea o mutră de om atât de supărat că echipa a câștigat de... Eu am crezut că tipul este dinamovist sau ceva. Nu înțelegeam care-i treaba acolo. Știi? Mi-a luat ceva să nu știu. Ăștia sunt oamenii care conduc clubul nostru. Da, știu. Așa era și Petre, așa. L-am văzut și pe... domnul Bixi. Da. Petra mi s-a părut cel mai supărat și cel mai antistelist dintre toți, da. Sincer. Păi Petra a fost crescut de Boroi. Da, bine, vezi că eu cu Boroi până la urmă m-am zis, pentru că nu știu dacă vă știți povestioara, dar acum na, dacă când a făcut Scutariu mișto de bine și scria articole că bă, s-a întâlnit unul de la Sud, Verona, Chievo, nu știu cum îi zice, cu Lăcătuș și cu Boroi, că fac eu o echipă, un căcat de proiect în Liga 4, că vrei să ia lui Becali Șec. Așa aborda Scutariu problema acum, da, 3-4 ani. Îmi pare rău că trebuie. Acum scrie ok, corect, dar atunci nu scria chiar corect. Și acum face bani. Făcea mișto de mine, că ce mă vrea ăsta, că a vorbit el, că nu știu ce, că nu știu cum, că vrei să fac. Ei, în momentul ăla, eu am reușit, adică Boroi era total împotriva noastră, nu te gândi, Boroi n-avea nicio chef să ne vadă pe noi, că bă, ia uite mă, mai sunt unii care vor să fie Steaua. Nu le-am zis să plece, acum 2 ani nu le-am zis că nu facem nimic, de ce dracu vin ăștia aici? Și eu m-am ajuns la Boroi, întâmplător, eu nu cunoșteam, habar n-aveam cine, adică nu vreau să am de-a face cu genul ăsta de oameni, dar se făceau 30 de ani de când câștigasem Cupa Campionilor la Sevilla. Și plus de asta era și data în care s-a accidentat Mihai Neșu. Și am vrut să fac o chestie cu cei din Peluză, cu o parte din cei din Peluză, băi, o comemorare, o chestie, nu știu, un eveniment, ceva frumos, mai ales pe stadion, dacă se poate, pe Ghencea, chiar dacă e dezafectat, dacă nu se poate juca, măcar, nu știu, să facem ceva. Și hai să discutăm cu comandantul clubului, care e Boroi. Boroi, bineînțeles că a zis, bă băieți, ia plecați, pe duceți-vă acasă, cine sunteți voi, n-am auzit de voi, nu știu ce vreți, lăsați-mă în pace, eu, pe stadion nu intră nimeni și n-am chef să discut cu voi. Ei, și în momentul ăla, eu am scris pe Facebook, am vorbit, am zis, bă, hai mă toată Peluza, cât suntem acum pe acasă, cât, hai, toată lumea, 300 de aici, 200, 500, cât suntem, hai în față la domnul Boroi să vorbim cu el, să vedem dacă ne mai trimite acasă. Și când ne-am dus, îți dai seama că s-a alarmat toată lumea, și presa, și toți, și nu ne-am dus singuri, ne-am dus cu TV-ul, cu antena, cu surle și trâmbițe după noi. Și atunci când a văzut domnul Boroi că nu e de glumă și că vine așa dintr-o strigare pro 500 de minși la el la poartă, a zis, nu, băieți, am înțeles greșit, eu vreau să stau de vorbă cu voi, dar vreau într-un cadru legalizat, așa frumos, organizat, să facem frumos, să fie bine pentru toată lumea. Și ne-am dus și ne-am întâlnit cu el și am zis, bre, uite, noi vrem să facem așa pe 7 mai. Și el a zis, bine băieți, dar pe stadion nu se poate, uite, vă las să vă aprindeți torțe, să faceți voi cum vreți așa, dar meci nu se poate. Și atunci am zis, bine, hai să organizăm un meci. Și am organizat acel eveniment la Polivalentă, care a fost un mare succes, a fost televizat de DigiSport, a avut sala Polivalentă plină, au venit o grămadă de jucători și de vedete. DigiProdan a fost atunci. Da, corect, cu galeriei. Da, l-am făcut special pentru strângere de fonduri pentru Fundația Neșu și pentru celebrarea celor 30 de ani cu trofeul, deci am avut mini-trofeu, cu domnul Talpan, care s-a implicat foarte mult, că atunci m-am împrietenit eu cu dânsul. Ok, am făcut lucrul ăsta și domnul Boroi a rămas impresionat după acest eveniment și a zis, bă băieți, voi chiar sunteți câțiva, adică ați reușit să strângeți un 4-5 mii de oameni, să faceți un asemenea eveniment care văd că a răsunat în toată țara, nu știu ce. Bă, uite, au venit și niște bani de la forurile europene să facem stadion. M-am gândit, hai, uite, chem mâine pe Marius Lăcătuș și stăm de vorbă, poate facem un proiect cu o echipă de fotbal, nu știu. Ideea e în felul următor, unde vreau să... Și până la urmă asta s-a și întâmplat. Am mers, am stat de vorbă, până la urmă am pus totul pe foaie. Eu am venit cu niște idei de alea mărețe, vedeam totul peste 10 ani cum va fi. El vedea acum, hai să facem stadionul, să obținem proiectul, să obținem banii, să facem stadionul. Până la urmă e bine și așa decât deloc. Dar ideea este că orice comandant, orice om, orice lider, orice persoană care stă în cal, dacă intuiești și acționezi într-un mod în care poți să-l convingi și să îl faci să facă ceea ce trebuie, este ok. Dacă doar spui, bă, ăsta e un idiot și nu o să facem nimic niciodată, nici cu X, nici cu Y, nici cu Z, și așteptăm să vină, nu știu, cineva din cer și să schimbe totul și să fie bine de mâine pentru noi toți, nu o să se întâmple asta niciodată, ever. Iar oamenii ăștia care sunt în momentul de față și încă conduc clubul ăla și încă au impresia că se joacă cu destinele clubului Steaua, ei săracii n-au nici cea mai vagă idee nici despre ei și despre cine sunt ei ca persoane și nici despre ce conduc și nici despre cum se conduce un business sau cum se poate autofinanța un club ca Steaua. Ei nu știu ce să facă. Ei nu știu, bă, crezi că dacă le sun acum și le zic, bă, voi v-ați gândit cum inaugura stadionul, cam câți bani puteți face, cam ce puteți face. Eu cred că habar n-au. Habar nu-i interesează, nu știu. Zic, domne, nu știu, noi ne-am gândit să nu se strice gazonul, că noi am dat bani pe el, că are... Înțelegi, și da, la organizator, cum făcea Bixi anul trecut, îi punea pe soldați, băieți, buruienile alea nu-mi plac, tundeți buruienile acolo. Ei la asta sunt bune, atași, ei n-au semnat în viața lor o factură. Ei nu știu ce înseamnă un NIR, un TVA, un ala, banal, nu știu nimic. Ei nu sunt businessmen, ei nu știu. Ei, și în România, în primul rând, că nu că duce lipsă de manager și de oameni competenți, duce lipsă de businessmen, de o pătură a oamenilor de afaceri care știu ce înseamnă business-ul și care promovează chestia asta și în mediul ăsta bugetar și așa. Că mie nu trebuie să-mi vină directorul de la Vodafone, președinte de club la Steaua, n-am nevoie. Dar vreau ca ăia care sunt implicați acolo să știe, tată, cum se fac banii și cum se administrează banii și cum faci o strategie pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani, pe 25 de ani să ajungi din nou în elita fotbalului. Măcar să încerci, dar pe cale corectă, pe calea lui Borussia Dortmund. Bă, sunt acolo, ne bate Bayern München, aia e, să-i mai bate și noi pe ei. N-avem puterea, n-avem, nu putem. Lecce sunt prea mici, în momentul de față, conducătorii Stelei sunt prea mici pentru un club atât de mare. Da, corect. Atunci. Încă o dată am spus, nu sunt conștienți la cârma cărui club din Europa sunt ei în momentul de față. Habar nu vor să aducă oameni lângă ei care să ajute la chestia ta. Păi, dar n-ar mai avea ei prin planul. Păi și ăștia lau, că văd că nu, că îi întrebă... Lau, dar negativ. Păi nu, tată. Eu aici îi suspectez și să-mi fie cu iertare dacă greșesc, dar îi suspectez de reavoință pe toți. În momentul când Talpan apare și ia cuvântul și spune, bă, eu vreau să apăr clubul ăsta, nu vă bate joc, nu călcați în picioare. Memoria soldaților, memoria lui Alexandru, memoria lui nu știu care, lui Bărbulescu. Bă, nu vă bate joc pe clubul ăsta. Bă, noi am câștigat cupa campionului, suntem Steaua. Da, lăsați-ne cu restul, nu ne interesează, duceți-vă, plimbați-vă până vă spunem noi până când. FCSB, Gigi Becali, ăștia, nu știu, duceți-vă în altă parte, distrați-vă cu prostiile voastre, noi suntem Steaua București, noi construim ceva aici, ok? Vă anunțăm noi când suntem gata. Bă, nu, apar ăștia la alții, domne, nu vorbește în numele nostru, hai să-l penalizăm, la șef. A venit Miu, care a zis, bă băieți, aici este o arestul, iarăși, plecați, plibați-vă, vă chemăm noi când vă sunăm noi. Bă, după cum a spus, adică cam singurul care și-a impus punctul de vedere și care a vorbit pentru Steaua. Nu, care a vorbit corect despre Steaua la modul corect, care n-a fost cu jumate de măsură, cu jumate de gură, cu bă, să nu-l supăr nici pe ăla, nici pe ăla, dar știi că eu mai ies la un șpriț cu Luțu, dar știi că m-am văzut și cu Meme și m-a salutat, hai să nu, bă nene, nu așa. Bă, nene, ăsta e adevărul, vă place bine, nu vă place, nu mă mai băgați în seamă de mâine și nu mă mai salutați, că nu stau nici în salutul lui Meme, nici în șprițul cu Luțu și nici în gura lui Becali. Ok? Și asta a fost Miu și bravo lui, felicitări. E, așa ar trebui să fie, nu doar Miușa, dar problema lor e alta, că de-aia suspectezi iuterea voință. Problema lor e că ei când văd astfel de oameni încearcă să-i îndepărteze. Da. Dom'le, că nu-l place oprița, că nu prea se mai înțelege, că nu știu cum, că Ogărarul n-ar fi bun, că e mai prieten cu Miu decât cu nu știu care și că ăla nu e bun, că ăla nu știu cum. Bă, dar adumă oameni buni, da, dar nu avem, dar și cum să le dăm noi salarii, că noi suntem bugetari? Cine ar veni, de exemplu, un director de marketing foarte bun, care să-ți facă milioane de euro? Păi da, dar ce salariu să-i dăm? Păi dă-i, frate, un contract, pentru că asta vrea Pițurcă, revin la ce Pițurcă zicea, băi, eu îți fac proiectul, eu după aia o să-ți aduc oameni pe care îi plătesc eu, dar după aia banii ăia, eu să-mi revin înapoi, pentru că eu, dar ei pun pe aia competenți și plătesc eu la început, ca ăia să producă bani și normal că eu să-mi iau banii înapoi, că sunt businessman, asta sunt, înțelegi? Asta era ideea lui Pițurcă și îți fac un plan pe 5 ani sau pe 10 ani. Cu câte titluri, cum ajung în Liga 1, ce fac în Liga 1, cum iau titlul în Liga 1, cum ajung în cupele europene, cum îi distrug pe FCSB și pe restul, cum îmi iau oameni și avocați peste tot, mă acopăr pe toate. Iar oamenii când au văzut asta au zis, păi ce vrei, mă, tu vrei să faci club performant, tu vrei să faci Steaua să ajungă iar pe prima pagina ziarilor, ce ai nebunit? Noi nu vrem, noi vrem să stăm low profile. Da, pentru că interesele sunt mari, nu știm din partea cui. Eu bănuiesc că din cauza lui Becali s-a ajuns în situația în care suntem în momentul de față. Bine, oricum de la început. Că nu era Becali. Da, bine, categoric, dar dacă nu arunca cu bani în stânga și în dreapta, probabil nu mai ajungea Steaua unde se află în ziua de astăzi. Băieți, dacă îmi permiteți... Nu mai contează. Este cu noi Lucian, care îl cunoaște mai bine pe Ograru, poate ne explică el de ce nu sunt suportați la echipă cei care spun lucrurilor pe nume, și anume că Steaua este aici, FCSB nu este Steaua, etc., etc. Lucian, te rog. Încă ești pe mute, Lucian, te rog să... Ai microfonul oprit, Lucian. Da, o să rezolve el în cel mai scurt timp. Poate că are probleme cu căștile. Ok, mai așteptăm puțin. A ieșit. Sigur o să intre din nou, probabil încearcă să restarteze sau nu știu. Da, singurele probleme pe care aș fi vrut să le... Ok, a intrat înapoi. Lucian, ne auzi? Da, vă aud. Nu știu de ce am rămas pe mute. Mi s-a făcut automat. Îi plecam de la serviciu și conduceam și vă ascultam. Și voiam să-l sau și eu pe Lecce. El nu mă știe pe mine personal, dar bineînțeles că eu îl știu, că toată lumea nu putea să-l știe pe Lecce și pe Jean. Eu în continuare am rămas în legătură cu Jean, cu Horia și cu... Eu sunt din partea de militar, că de-aia nu cred că mă știe asta, dar mai în spate era cu... Horia și cu Ciochi, că el știe, cred că de Ciochi, de numele Ciochi. Da, știu. Și într-adevăr chestia asta cu venitul și ne știm așa pe Facebook, eu îl mai tăguiesc, el mai îmi dă like-uri ceva, dar personal așa nu am văzut. Dar oricum, chestia asta cu Miu, într-adevăr, așa e, el a vrut să alergă pe Ogăraru și cum v-am mai spus eu și la altă emisiune, nu știu, Oprița e împotrivă, plus că Miu și cu Talpan sunt singurii care apără Steaua și tot la fel Miu, datorită comandatului ăsta tâmpit, care v-am zis, eu am avut aceeași reacție cum am avut-o Lecce de la Bixi, așa am avut-o și eu de la Hâncu și v-am povestit toată povestea până la emisiune. Deci ăsta, într-adevăr, e cel mai prost comandant. Cu Bixi nu știu cum a fost treaba, că într-adevăr eu cu Miu nu m-a convenit de el, dar am văzut că, de exemplu, Horia ar fi zis că ar fi vrut să rămână, nu știu de ce, dar, cum v-am zis eu, părerea mea este cu anii cei doi precedenți, este, și știu că nu sunteți cu toți de acord, dar este vina numai lui Lăcătuș, pentru că și Horia știe că anul trecut Lăcătuș de-a vândut, pentru că el a și primit bani să nu vină Steaua de anul trecut în Liga a treia și el a tot zis că, domne, juniorii aia pot să facă el. Și în primul an l-a băgat la înaintare pe Ion și a dat vina pe el, dar tot vina lui a fost. Și apoi săracul om a plecat cu coada între picioare și a rămas el și el tot la fel se credea nu știu cine. V-am zis încă o dată, respect ca glorie, dar atât. În rest, Lăcătuș, ca om în funcții ceva, este un om incompetent. După aia o să zic cuvântul ăsta, dar așa este. Deci, așa cum, de exemplu, și pe Hagi. Hagi face chestii, dar el, de exemplu, n-a fost un intelectual sau ceva, pentru că eu, tatăl meu a fost la Politehnică și mi-aducea lucrări. Hagi era la Frecvența, nu știu ce, la Politehnică, el a făcut și Politehnica și mă știu ce, și îi scria cu literă mică, deci nu era un om medicat, dar oricum, omul este Hagi, e Hagi. Și cum el în ăsta, e la fel, tot așa. Un om când vorbește, îți dai seama că este needucat, dar totuși e în ăsta, știi? Și atunci de asta nu se pupă una cu alta, iar Miu încearcă să facă cu Talpan, dar ei sunt absolut singurii care se pun numai piedici. Iar Hâncu ăsta nu știu ce o să fie, că dacă o să mai fie ales, mi-e frică de Miu să nu plece de acolo, să-l dea afară, că v-am zis, îi tot pun piedici. Și, da. Astea sunt probleme. E groasă, e groasă. Da. Nu mă bucur deloc când aud astfel de declarații, de povești din partea steliștilor. Mă bucur foarte mult când intră steliști la noi în emisiune și vorbesc, dar nu mă bucur când aud astfel de povești, pentru că vă dați seama, n-am cum să devin optimist și cred că și voi sunteți la fel, nu? Băi, scuză-mă, intervin eu 2 minute și după aia cred că o să ies. Da, iar vreau să spun lui ce poate el și știe. Da, scuze, da. Salut, Lucian. Nu, ideea e în felul următor. Știu că ne doare foarte mult ce s-a întâmplat în cei 2 ani și ne dor cam toate deciziile luate în ultimii 15 sau 20 de ani, că din 98, practic, simțim numai lovituri așa în plin luate de clubul nostru și cu toate astea încă rezistăm. Însă mi-e greu acum să acuz și să mă grăbesc să etichetez sau să acuz sau să judec pe cineva pe care nu am cum să dovedesc și nu a fost prins în flagrant că ar fi luat bani sau că ar fi vândut sau că ar fi făcut un lucru. Eu îl știu pe Lăcătuș, am stat de vorbă cu el și am stat la aceeași masă cu el și cu Boroi, încercând să facem un bine, adică din punctul meu de vedere era un compromis ăsta, un suporter, din punctul meu de vedere n-are ce căuta la masă cu acei oameni, ei trebuie să discute cu alți profesioniști, nu cu un suporter oarecare care vine să le zică lor, bă băieți, ce facem că n-avem echipă de 2 ani de zile și ăștia încă la televizor îi spun FCSB-ului Steaua, dar așa a fost situația în momentul respectiv. Eu unul respect și am respectat orice glorie asta, despre Hagi nu mai zic, Hagi într-adevăr, așa era pe vremea Ceaușescu, îți explic, el a jucat la sportul studențesc și atunci trebuia să facă o facultate, automat. Așa era pe vremea aia, cum dacă jucai la Steaua trebuia să faci armata. Și ți se dădea un grad. El trebuia să fie student undeva, la fără frecvență, la seral, la nu contează, înțelegi? Și atunci, normal, te obliga practic sistemul să intri și să faci parte din acel sistem. Așa erau anii, așa era vremea atunci. Nu toată lumea era educată și nu toți care au terminat o facultate în anii 80 știu să scrie sau să se exprime acum. Dar Hagi s-a exprimat în teren destul cât să nu-l mai criticăm noi în momentul de față. Zic eu, nu știu. Și Hagi este un stelist, din păcate... Cu mine Hagi e legea, am făcut o paralelă la asta, dar vreți Hagi pentru mine e tata toi. Nu l-a pus pe Hagi. Nu, el a fost un om oarecum implicat din ambele părți, adică a fost și macedon și apropiat al familiei Becali, a fost și stelist, în continuare se luptă cu această disonanță cognitivă, repet, cu faptul că FCSB nu este Steaua și că a fost un furt, nu vrea să spună lucruri pe nume, se ferește de chestia asta. Ok, înțeleg oamenii de genul ăsta. Hagi știe foarte bine ce s-a întâmplat acolo, oricum știe, el l-a adus pe Becali în natura și echipei. Nu, problema noastră... Nu, dar a pus-o mult atunci când a fost treaba cu Tasul, cu campionatul, ai văzut cum a spus, să zice... nu știu dacă Becali e Steaua, că Steaua nu făcea așa ceva cu Tasul. Corect, așa e. Și mulți îi dau peste nas și de-aia zic că Becali, la caracterul pe care îl are, din fericire pentru noi și din nefericire pentru el, o să-și piară pe limba lui, că el practic ce semenea aia cu legea, asta este, el nu știe să fie altfel și lumea îți va întoarce până la urmă în oglindă ceea ce tu îi oferi lumii. Și asta e problema lor. Problema noastră în momentul de față este clubul Steaua și noi ar trebui să ne concentrăm pe viitorul acestui club. Și mie, înainte să plec aici în Spania, mi-a zis un politician, un om destul de important, mi-a zis: bă, băieți, dacă voi vreodată reușiți să vă strângeți și să fiți uniți mai mult de 20.000 de persoane, 20.000 de oameni, deci nici măcar cât are stadionul Ghencea în momentul de față, și să fiți uniți și concentrați și focusați și să luptați pentru aceeași idee, voi o să câștigați cu absolut toată lumea. Problema noastră în momentul de față nu este nici Hagi, nici Lăcătuș și nici Hâncu măcar, ci problema noastră cea mai importantă în momentul de față este că nu reușim să fim atât de uniți și atât de focusați și suntem oarecum dezbinați, zic în general. De ce? Pentru că preluăm absolut toate ideile și tot ce vine din presă, din alte surse, de la X, de la Y, de la comandantul clubului până la ultimul jurnalist care își permite să scrie despre echipa noastră, și fiecare își formează o părere, o opinie în baza informațiilor primite, care probabil diferă de acel de lângă el cu, nu știu, 10%, 5%. În loc să ne concentrăm pe ăia 90% în comun, din păcate ne concentrăm pe ăia 5% sau 10% în care intrăm în divergență cu cel de lângă noi. Și atunci nu reușim să fim atât de bine sudați și atât de bine uniți, încât în momentul în care apărăm cu un lider, cu doi lideri, cu 5 lideri, cu 100 de lideri, cu reprezentant, cu, nu știu, asociație sau ce vreți voi, noi suntem Steaua Liberă cu AS47, cu Peluza Sud și cu Peluza nu știu care și cu grupul nu știu care de la tribuna a doua, așa. Și noi suntem uniți și suntem 20.000 de oameni și vrem acum să se întâmple asta și să se facă lucrurile astea transparent și vizibil și să nu mai avem probleme de genul pe care le-am avut în ultimii, celor pe care le-am avut în ultimii 2 ani. E, în momentul ăla se vor întâmpla, dar în momentul în care fiecare vorbește, eu vorbesc acum cu voi, alții probabil mă jură în momentul ăsta, zic: păi ce dracu s-a trezit, mă, dobitocul ăla din Spania, are 40 de ani și nu-și vede de viața lui, stea dracu la el acolo în Spania să mai vorbească. Dar sunt unii noi care nu știu gata veche. Dar nu contează, nici nu trebuie să mă știe pe mine, că nu sunt, eu n-am apărat. Băi, Lecce, eu sincer de tine am auzit și eu cam de la 14 ani sunt în peluză. Nu știu dacă te cunosc face-to-face, nu cred, dar am auzit de tine, adică nu știu, probabil ăștia mai, cei mai mici probabil n-au auzit de... Eu sunt un suporter, la fel ca mine poate fi oricine, tu, Lucian, oricine, absolut oricine poate să fie, n-are nicio importanță că mă cheamă X sau Y sau Z. Ideea este că eu nu contez, n-am niciun fel de importanță în fața nimănui eu singur. Dar eu împreună cu tine, cu Lucian, cu toți cei de la Steaua Liberă, cu toți cei din Peluza Sud, cu toți cei din asociație, cu toți cei din țară care încă mai cred și încă speră și cu toți cei din afară, din diaspora care cred în Steaua și cu toți cei din ultimul om corect de pe lumea asta care crede în Steaua și în puterea ei de a revânci asta, ne unim forțele și mergem și spunem: bă, fraților, hai, terminați o dată cu tâmpenile astea că nu mai ține, vă ținem în presiune și în șuturi până când faceți ce trebuie, atunci o să conteze. Da. Eu tind să cred că toți cei care suntem alături de Steaua, e clar că avem încredere că se va întâmpla ceva și că... Nu se va, nu, aici te spun, nu se va întâmpla ceva. Noi putem să facem să se întâmple, să devină realitate, dar trebuie să facem. Punem pe semn. Și de-aia eu repet, și nu e lingușeală, nu sunt genul și nu mă interesează, nici nu îi cunosc foarte bine pe băieți, dar singură entitate dintre toate astea pe care le-am enumerat eu, care a fost constant, a pus constant presiune și în cele mai proaste momente, ei au făcut emisiuni și au zis: bă, ăștia sunt niște dobitori și adevărul e ăsta, uite, în continuare noi vă zicem adevărul. Deși voi vreți să vedeți mișcarea, nu știu care, că e mai frumoasă, mai mișto colorată, mai sună mai bine pe moment, dar adevărul ăsta. Singurul care a făcut asta... Lucian, îți dau de microfonul foarte rău. Sunt cei de la Steaua Liberă. Și da, știu că au avut conflicte cu băieți din Peluză și chiar și eu la un moment dat... Da, nu, băi, nici eu... Și eu vreau Zi. Nu, eu nu vreau să zic, că știu că vrei să ieși după aia Lecce și nici eu nu stăteam prea mult că conduc acum sunt pe autostradă, dar singurul lucru care vreau să zic și eu într-adevăr că singurii care sunt vocali și ne reprezintă sunt Talpan și cu Miu, dar uite că săracii le e frică. Talpan, cum a făcut Becali, l-a sunat-o pe măsa care, Doamne ferească, era să moară în spital că i-a dat asta și a amenințat-o, iar Miu are amenințări de la dobitocul de mustață, care îi spune că e fără copil după stradă și așa mai departe. Și săracii oameni le-e frică. Nu le-e frică, bă, și nu o să facă nimic. Ascultă-mă un singur lucru, îți mai zic. Toți, absolut toți, și uită-te bine la ce spun eu acum, notează și verifică pe internet sau unde vrei tu. Absolut toți care s-au dus și care au avut tupeul ăsta sau nu știu, care au încercat să intre într-un conflict și într-un război cu Steaua și să distrugă Steaua și să atace Peluza Sud sau oamenii din Peluza Sud care au luat apărarea Stelei și care au spus lucrurilor pe nume și care au încercat să distrugă cei care au spus adevărul, pe cei care au spus adevărul, absolut toți, uită-te unde au ajuns și ce au pățit. Uită-te câți ani de pușcărie au făcut, uită-te pe unde sunt acum, uită-te că unii sunt la 2 metri sub pământ, da? Mulți dintre cei care, și foarte mulți dintre cei care ne-au atacat și care au încercat să se lupte cu noi, au ajuns rău. Poate întâmplător, poate nu. Păi știu, te înțeleg, dar eu zic în premieră acum și nu o să mai zic vreodată. Peste câțiva ani... Eu zic în premieră acum și nu o să mai zic vreodată. Nu, poate e cineva acolo mai sus decât domnul care amenință că ia copii de pe stradă sau ăla care amenință mama nu știu care... Poate e cineva mai sus, mai important, nu neapărat divinitate, sau poate cineva care chiar trăiește în zilele noastre și care are grijă ca oamenii ăștia care amenință și care fac astfel de afirmații să se mai ducă o dată la pușcărie sau încă o dată, sau să mai pățească în unecaz, sau să mai piardă niște bani, dacă nu-și văd de treaba lor. Să-și vadă în morțișorii mamilor lor. Mă știu, te înțeleg că asta e normal să se... Da? E adevărat ce spui și o să se întâmple și peste ani de zile, ce vrem noi acum o să se întâmple, dar știi cum e, mă pun și eu în situația lui meu, că și am o fată. Dacă îmi zice unul ceva, eu zic, băi, pe situația va fi ce a fost, dar eu peste un an de zile, dacă nu mai am copilul, ceva. Da, ăla care amenință și care face asta se duce la pușcărie, îți garantez eu, nu o să facă nimeni nimic. Dacă unul are tupeul ăsta, care tocmai ce a ieșit din pușcărie, are curajul ăsta să sune pe Miu sau pe ei sau pe ei sau pe mine sau pe mama sau pe tata sau pe cine vrei tu, nu știu, să sune el și să amenințe. Și asta înseamnă că l-ai dobit-o, că l-a vrea înapoi la pușcărie pe viață, nu știu. Că n-ai cum, bă, tată, n-ai cum. Dar la fac prin intermediar, că nu face el, tocmai de asta face el. Face prin intermediar proști, care nu știu câți bani și au ca să pățească chestia asta. Adică amenințări de-astea de... 3 lei am mai trecut prin astea, crede-mă. Eu am primit la amenințări, nu mi s-a întâmplat nimic. Din toate amenințările pe care le-am primit, și am primit, cred că, mii de amenințări din partea acelor oameni, nu s-a întâmplat niciuna. Deci, la capitolul amenințări, pe mine mă lasă rece. Ce nu pricep oamenii ca Becali, oameni care se duc și amenință când nu mai au argumente, este că și dacă mi închid mie gura, în locul meu o să vină altcineva. Dacă am în România... Și tot așa. Deci, în niciun caz... Lucian, nu un pic, o chestie să zic. Deci, dacă se închide Steaua Liberă, pentru că am văzut de foarte multe ori că foarte mulți au spus gata, închidem Steaua Liberă. Ok, se închide Steaua Liberă, nu este absolut nicio problemă. O să apară altă grupare de suporteri care o să facă o pagină pe Facebook sau un site sau o emisiune pe YouTube și o să discute ei. Pentru că nu poți iubi... Nu poți opri iubirea pentru Steaua. Nu-i poți opri pe oameni să iubească Steaua. Nu-i poți opri să vrea mai bine pentru Steaua. Îmi închizi mie gura, fie, nu-i nicio problemă. Altul o să vorbească. Ce faci? Te duci și la ăla? Te duci la toți? Nu cred că se poate. Cum a zis și Lecce, și eu sunt în totalitate de acord cu ce a zis el, dacă noi reușim să ne strângem 20.000, rezolvăm tot. Primul de la Lucian, nu te auzim. Nu te auzim deloc, Lucian. Și eu, cum am văzut că ești și pe autostradă, eu aș zice totuși să, să nu mai, că mi-e frică un pic pentru tine. Oameni, ești contra niște oameni. Nu se aude, nu se aude nimic, Lucian. Nu se aude și eu cred că, nu știu, nu vreau să opresc emisiunea asta aici pentru că este, din punctul meu de vedere, o super emisiune, poate cea mai bună pe care am făcut-o vreodată la discuțiile pe care le-am avut aici, dar dacă tu ești pe autostradă, eu aș zice că mai bine să te concentrezi la condus, că nu cumva să se întâmple ceva. Doamne ferește, categoric. Plus că nu se aude, Lucian, deci asta și oricum putem să organizăm altă dată, altă discuție, altă emisiune, nu e absolut nicio problemă. Da. Nu, s-a blocat la Lucian, e clar că nu mai are semnal în momentul ăsta. Da, nu mai are semnal. Da, da. Da, Adi, inițial am vrut să intru cu un subiect și am deviat la alte subiecte. Trebuie neapărat făcut o emisiune pe tema proceselor, din câte știu mai avem două pe rol, nu? O să mai facem la momentul potrivit. Da, tocmai de asta spun. Ai văzut e că... important, nici eu nu știu, sunt dezinformat, nu știu când o să iasă din dosar acel asta prejudiciu. Nici habar n-am ce se întâmplă. Nimeni nu știe. Momentan nu s-a dat termen încă. Deci nu s-a dat încă următorul termen. Mi se pare incredibil după atâția ani să nu se facă nimic. Mi se pare incredibil ca o instituție care practic aparține, adică un club sportiv al unui minister al statului român, care are de recuperat un prejudiciu și care are de apărat onoarea și emblema și suporterii și culorile celui mai mare brand existent și care a fost vreodată creat de România, nu e în stare să-și apere propriul interes și să ia banii de la un infractor, de la cineva care a profitat și care a mințit și care a făcut mult mai mulți bani decât ăia 37 de milioane. Mult mai mult. Mințind și păcălind. A luat 66 de milioane de pe niște terenuri, într-o instanță, într-o înfăcare. Deci ce s-a întâmplat la nivelul ăla, la corupția și la mizeria care a fost. Bine, nu zic eu așa, acum este... Nu știu când se va vindeca țara aia. Dar ideea este că toată lumea, vezi tu, toată lumea așteaptă să se întâmple ceva. Toată lumea zice, bă, ar trebui să vină cineva sau un președinte sau o cutare din, nu știu, un partid, să facă totul să semene cu aia din afară sau să fie mai puțin în corupție. Să pune și ăștia, dar să pune un 15%, un 20%, restul să investească, să ajungem și noi o țară performantă, că doar avem multe de oferit. Nu suntem o țară săracă sau... nici măcar pe aproape. În continuare, dar se așteaptă de undeva, de la cineva, de la un, nu știu, ceva care nu poate fi definit sau atins sau descris. Ceea ce este un mare bullshit. De ce? Pentru că acel ceva nu este altcineva decât societatea civilă, conștientă și unită într-un demers colectiv pentru a obține dreptate și pentru a obține ceea ce trebuie, ceea ce vrem. Când vrem ceva, trebuie să ieșim toți în stradă, că vrem acel ceva. Să nu ne mai uităm unul în ochii celuilalt să zicem, da, știi, eu aș fi ieșit cu tine, dar tu ai șapca invers, în cap nu-mi place. Da, nici tu, că tu ești mai prieten cu ăla decât cu ălalalt. Da, nu-mi place că tu ești râit și eu sunt mai stelist decât tine, că eu vin în galerie din 94. Tu nu vii, tu te-ai născut mai târziu și vii din 2005. Deci dacă noi începem să ne diferențiem și să ne vedem fiecare, să ne holbăm la gunoiul din ochiul celuilalt, gunoi în ghilimele, că pur și simplu să etichetăm în jurul nostru, ne vom trezi izolați, luptând singuri, fiecare pentru cauza lui, dar în definitiv și în fond pentru nimic. Pentru că toți avem impresia că ne-am născut special pe lumea asta și că luptăm pentru cauze mărețe, dar când ajungem să depistăm o cauză măreață și să găsim o cauză măreață, o lăsăm la întâmplare, o lăsăm în voia sorții și zicem, bă, da, chiar n-a avut nimeni, mă, grijă de lucrul ăsta. Adică și mie îmi place chestia asta, îmi plac casele din București, ale vechi, boierești, din secolul XIX, dar ale dracu se dărâmă toate și sunt în paragină. Dar ce ai făcut ca să nu fie așa? Păi nu-i treaba mea, trebuia primăria sau nu știu. Dar eu nici măcar n-am fost să votez, că nu. Exact așa e și cu Steaua. Noi vrem să facem performanță, să aducem oameni competenți, să ne apreciem valorile, să facem marketing, să ajungem să-i convingem pe ceilalți că Steaua este și ce trebuie să fie și că va veni și că restul sunt niște impostori care vor plăti și așa mai departe. Dar ca să demonstrăm toate lucrurile astea și să punem cărămidă peste cărămidă, să construim o bază în care adevărul practic se simte protejat, nu? Trebuie să fim uniți și trebuie să ținem cont de Steaua Liberă, de asociația nu știu care, de băieții de la tribuna a doua care fac și nu știu ce, de cei care merg la meciuri și susțin Steaua, de ăia din străinătate care cotizează sau vor sau... Și când crezi că am putea să facem chestia asta? Păi, eu cred că oricând, începând din momentul ăsta și până la infinit, nu știu, oricând. Nu crezi că de la lideri ar trebui să... Nu există lideri, tata. Liderii ni creăm. Liderul este un termen atât de abstract ca și timpul, ca și viața, ca și universul, ca și ce vrei tu. Lider îl consideri pe unul în momentul în care îți demonstrează meritocratic că a făcut ceva pe lumea asta, nu care se autoproclamă lider. Că de autoproclamați lideri suntem sătui și ne-am plictisit de ei și am înjurat și am scuipat vreo 14-15 ani. Nu, ăla care meritocratic, care fără să spună multe cuvinte, dar de ce lumea consideră pe regretatul Ion Alexandrescu un lider și unul dintre cei mai mari conducători din fotbalul european? Tu ai auzit, ai văzut mari interviuri cu el în care apărea și zicea, se lua cu Mironică, cu Naum, cu ăștia, cu toți băieții, cu Ioanițoaia, cu cine era pe vremea lui, Ionel Stoica, cu bă băieți, eu sunt șmecher, eu am făcut, ia uite așa am făcut eu la Steaua. Nu, tată, exact cum a zis Emerichene, Sfințul și când tăcea spunea ceva. Aici se face deosebire. Ăla era un lider, dar nu era un lider că îl numesc eu sau că îl numesc sau că se autoproclama el, ci pur și simplu prin meritocratic, prin faptele lui și prin atitudinea lui de lider și prin modul în care a văzut lucrurile și prin faptul că a fost un vizionar în managementul unei echipe de fotbal, a devenit un lider și un exemplu de urmat. Din păcate noi am avut lideri, mulți lideri pe care puteam să-i luăm ca exemplu, dar din marea nefericire a noastră, ca neam, ne place mai mult circul. Ne place foarte mult circul, ne place să râdem de altul, să glumim pe seama altuia, să fim răutăcioși, să ne bucurăm de ghinionul altuia. Din cauza asta există personaje ca Becali în fotbalul românesc. Nu, din cauza asta există personaje, în general, nu ca Becali, personaje. Toate astea care apar la televizorul meu, mimesile, nu știu, eu am aflat acum câteva săptămâni cine e una, nu știu cum, Vulpița sau nu știu cum, eu apar n-aveam, eu nu știu. Nu mă interesează, nu mă uit, dar nouă ne place pentru că astfel de personaje ca Becali, ca nu știu care, ca Drașlaci, tot felul de anonimi de ăștia iluștri cu pretenții de grandomanie și cu cultul personalității zero, că nu există personalitate, un fals cult al personalității, nici măcar nu pot să-i compar cu Carol al II-lea, că n-au niciun amilion aparte din cultura celui care a fost rege, dictator în perioada aia. Oamenii ăștia nu-ți inspiră nimic. Oamenii ăștia sunt puși acolo doar ca niște clovni care să amuze și să distragă populația de la chestii de genul uniune, comuniune într-un anumit scop, într-un scop benefic. Adică oamenii dacă ar ieși să zică, bă, uite, azi ieșim pentru sănătate, dar vrem să avem spitale și un sistem sanitar extraordinar de bun. Hai toți în stradă, buf, au ieșit toți în stradă, nu mai lucrează nimeni, toată lumea, ok. Terminăm cu asta, ieșim pentru justiție, terminăm cu asta, ieșim pentru infrastructură și autostrăzi. Bă, la un moment dat să ajungem și la sport. Și zicem, băi, fraților, pentru noi contează. Contează sportul în general. Nu doar, că toată chestia asta nu se reflectă doar la Steaua. Steaua a fost locomotivă, a fost o emblemă, a fost cel mai înalt punct unde putea să ajungă sportul românesc. A fost o demonstrație că și românii nu sunt chiar cei mai ratați din Europa și că pot să se ducă undeva, să ajungă, să atingă perfecțiunea într-un anumit domeniu. Ceea ce nouă ne era interzis să credem asta despre noi. Noi trebuia să fim în umbra rușilor, în umbra altor popoare. ne-am demonstrat că se poate și că putem fi cei mai buni din lume la cel mai important sport din lume. Deci cei mai buni din lume la cel mai important sport din lume. Și culmea, nu un an, ci vreo 4. Da? Că să nu uităm perioada între 86 și 89. Bun. Dacă noi am reușit și am realizat lucrul ăsta și acum acea locomotivă, acea emblemă a sportului românesc este trasă în noroi, normal că și celelalte sporturi, dar nu o să performezi, nu o să fii campion european la handbal când tu ți-ai bătut joc de celelalte, pentru că nu e logic, nu? E clar că oamenii din politică și cei care sunt implicați în sistemul ăla din România nu dau 2 bani, absolut 2 bani, dau pe întreaga performanță la nivel de sport, la orice sport. Păi doare fix în curte Simona Halep sau de nu știu de Ana Maria Brânză sau mai știu cine. E doar atâta, profită în momentul în care fata aia săraca pe banii ei și pe efortul familiei a ajuns și a câștigat un Grand Slam sau și pe al doilea, bravo ei, felicitări și să-i dea Dumnezeu sănătate să mai câștige, eu admir foarte mult, vin și își fac poze cu ea și fac campanie. Sunt meschini, sunt niște oameni josnici, de proastă calitate, care n-ar fi băgați în țeavă, adică ei n-au niciun merit, absolut niciun merit, că fata aia în fiecare dimineață se trezește la 5 și aleargă și aleargă. Numai cine n-a făcut sport nu înțelege ce înseamnă sportul, pentru că sportul înseamnă suferință. Să faci sport într-adevăr și să-ți dorești în altă performanță înseamnă suferință, înseamnă să-ți dedici viața ta și să sacrifici toată viața ta și toată existența ta pe planeta asta pentru un scop nobil, ca să-i faci alții fericiți în fața televizorului, să se bucure și să aplaude sau să te înjure că au pierdut la pariuri, că n-ai câștigat că au vrut ei, știi, că ești o fraieră. Înțelegi? Asta este, din păcate, asta e realitatea. Și dacă vrem într-adevăr ca Steaua să ajungă acolo unde este locul, trebuie să gândim la nivel macro și să ne unim cu toții și să avem toleranță unii față de ceilalți și să ne gătăm mai eu ușor. Te înțeleg perfect. Acum vedeam un comentariu aici. Românii întotdeauna, stai că mi-a dus în sus, așteaptă să apară cineva. De-aia suntem ultimi în Europa. Nu e vorba că așteptăm să apară cineva, dar eu nu pot să vin în fața stadionului și să spun: băi, eu vreau să schimbați tot sistemul ăsta mizer pe care îl aveți și toată conducerea asta care nu e capabilă să conducă Steaua. O să mă ia cineva în seamă? Nu, niciodată, corect. De asta spun, că trebuie să fim mulți, dar între ei mulți trebuie să existe cineva care să împartă aceeași idee cu mine. Cineva. Uite, nu mai spun lider. Hai să zic un lucru. Eu cred că emisiunea asta, Steaua Liberă, o ascult de ieri sau de alaltă? Nu. Eu știu pe băieții ăștia și am ascultat și am fost atent la ce au zis de câțiva ani de zile de când au apărut. Lucrurile se construiesc pas cu pas. Dacă vrei să ajuți și să schimbi ceva, nu înseamnă să vezi doar finalul filmului, să apar tu la finalul filmului înainte să scrie the end acolo și să zici: bă, băieți, păi hai să facem, hai să punem mâna, hai, soldații mei, sus pe cai și hai, călare pe ei. Nu, trebuie pas cu pas să vezi ce faci în ziua 1, în ziua 2, în ziua 3, în ziua 4, în ziua 364 și așa mai departe, până când ajungi tu în fața stadionului să țipi la ei, înțelegi? Pas cu pas și fiecare lucru se face încetul cu încetul, de la început până la ultimul pas, cu răbdare și cu profesionalism. Asta zic eu, asta da. Asta le-am cerut. Ai perfectă dreptate, dar uite, pe oamenii ăștia critică foarte mult steliști. Steliști. Pe cine? Pe Adi și cei care sunt în jurul stelei. Da, mă, la critică suntem toți buni și pe mine mă critică. Tocmai asta e problema la noi. Și pe noi ne critică. Pentru că nu suntem uniți. Asta e problema. Foarte bun la critică, dar trebuie să încetăm odată cu chestia asta, să înțelegem. Și până la urmă trebuie să vină 1, al 2-lea, al 3-lea, al 5-lea, al 7-lea, al 100-lea, al 200-lea, care să spună: ok, gata, hai că eu nu mai critic, m-am plictisit cu critica, uite, eu m-am dus cu ăștia, uite, noi facem asta. Dacă vreți, uite, venim alături de voi care faceți asta și venim și alături de ei alți care fac asta și dăm drumul ușor la treabă. Astăzi facem o emisiune, mâine mergem la ei, mâine facem o cerere la primărie de meeting, poi mâine mergem iarăși la ei, răspoi mâine le cerem să facem un eveniment, după aia venim noi cu tineri, nu știu ce, dacă nu ne iau în seamă, iar mergem peste ei. Înțelegi? Pas cu pas, strategie, pas cu pas. eu nu zic suporteri să se implice, să aducă antrenori sau jucători sau să vin eu să-i zic, bă, dar oprița, știi, eu l-am văzut pe un puști, nu știu la ce echipă, la juniorile UTA, de ce nu-l iei pe ăla? Că uite, eu sunt Lecce, eu sunt șmecher, mă știe lumea, ia-te tu pe mine. Și nu, asta nu-i treaba mea și nu o să o fac niciodată și sper să intre bine în cap. Nimeni nu are dreptul să facă chestia asta, nimeni, asta e o tâmpenie, dar să mă duc și să mă implic și să lupt pentru identitatea și pentru a mea apăra clubul meu, asta pot să o fac oricând. Și pot să vin alături de Adi de la Steaua Liberă și alături de Cutărescu de la AS47 și alături de Cutărescu de la nu știu ce Peluza sau de la nu știu ce grup. Și să zic, da mă frate, uite, și prieten cu toți ăștia 3 sau 4 sau 5 și mai vrem să mai aducem 5 și te vrem să mergem să cerem nu știu ce, la primărie să ne dea aprobare când ziua nu știu care noi vrem să facem meeting acolo, să discutăm cu lumea liber despre Steaua. Uite așa, vreau să mă duc în Piața Victoriei și să vină lumea la mine să mă întrebe, dom'le, dar ce părere ai? Sau să mă jure, sau să vină să mă amenințe, că mi-a copii, că mă fac... Dar vreau eu să vină aia. Bine, alea sunt țigănele pentru oamenii aia mici din jurul echipei de consoane. Sunt mici, sunt prea mici pentru amenințările de mare. Eu zic la modul general, eufemistic. Nu, deci clar, nu mă refer la... Dar poate să vină unul să înceapă să facă urât pe acolo, nu? Băi, ce vreau să vă mulțumesc să nu fac accident pe drum, acum să m-am ajutat. Lucian, te auzi foarte rău, foarte rău. Întrerup. Mai bine ai închide video și stai doar pe microfon. Da, nu, eu nu vreau să vă mai rețin. Vreau să vă mai rețin, doar vreau să vă mulțumesc că ați avut greu. Ați avut și de mine că să nu fac accident pe drum și i-am ieșit și acum doar vreau să vă salut doar cu altă dată. Ok, cam ajuns. O seară frumoasă, seara. Te pupăm. Da. Băieți, nu o să vă mai țin, nu mai stau, mă retrag și eu. Păi este destul de târziu, da. Ne mai auzim cu alte ocazii, să sperăm că lucrurile vor evolua. Acum trebuie să fim nici mega pesimiști. E bine să discutăm lucrurile exact așa cum se întâmplă. E bine nu, să categoric nu. Mai ales după promovare, eu sunt super optimist. Deci sunt euforic. Să fii super, părerea mea, nu știu acum. Da, după aia, când e să pici, da, totuși e o bucurie enormă. Cel puțin pentru mine, probabil pentru mulți steliști, e un pas înainte. După foarte mulți pași înapoi, trebuie să privim înainte cu ochii deschiși. În continuă presiune pozitivă, presiune constructivă. Categoric, categoric, categoric. Dar trebuie pusă presiune pe cei care și-au asumat responsabilitatea de a conduce cel mai important club din Europa de Est, de a-i face să conștientizeze lucrul ăsta și să acționeze și să lucreze profesionist. Să nu se plângă, să vină la noi să nu se plângă că n-au bani, că n-au aia, că ei au un brand care poate face, dacă au și creier și au și oameni capabili, ar putea aceste probleme fiind înlăturate numai prin faptul că ei gestionează clubul Steaua. Și atât. Punct. Fără să vorbim de sponsor, de X, de Y, de Z, de Pițurcă, vine, nu vine, cu cine vine, cu cine nu vine, ce vrea, ce pretenție are. Deci nu vorbim de nimeni. Vorbim strict, este un club care te ține cel mai important brand în momentul de față al acelei țări și al Europei de Est în materie de cel mai important sport la ora actuală, că nu zic eu, zic statisticile, la câți bani face fotbalul în ziua de azi, da? Și care poate produce suficienți bani cât să zburzi prin Liga a treia, cu ce jucători vrei tu și cu ce echipe vrei tu, să-i spargi efectiv pe toți, să ajungi în Liga a doua, să-i faci praful. Pentru că un singur lucru trebuie să rețină lumea. Spre deosebire de ce ați vorbit voi de FCR, de FCTB, de alte echipe de-astea, Mititelu sau nu știu cine, Poli, nu-i Poli, în fine, toate echipele astea care sunt, ba nu sunt, FC Argeș, care de fapt nu e FC Argeș și e tâcă, noi suntem Steaua, așa atât. Noi chiar suntem Steaua, adică nu suntem nici o echipă care a fost înființată de un alt minister, care s-a subordonat ministerului care a fost, care a avut, care... Nu, tată, noi suntem Steaua. Aia e, ghinion. Și noi construim corect. Noi am construit corect. Noi nu ne-am agățat nici de PSD, nici de X, nici de Y, nici de nu știu ce influencer, nici de nu știu ce politician, nici de nu știu ce patron Sponsorii nu ne-am dus să ne târâm în genunchi. Din contră, am avut de suferit datorită echipelor. Da, dar nu ne-am dus să cerem și nu ne-am dus să ne să profităm de influență sau de poate relațiile pe care le avem unii dintre noi, să ne ducem la anumiți oameni cu influență și să zicem, știți, hai să facem un compromis acum, cum au făcut alții care acum plâng. Am văzut că plâng, i-am văzut pe la televizor că plâng pe unii, nu știu, că era întunecată imaginea, nu vedeam foarte bine, dar cred că plângeau. Nu ne-am dus, înțelegi? Și ne ducându-ne. Și am zis, nu, tată, noi construim corect. Asta e, stăm și 714 ani în Liga 4, dar noi facem corect, o construim așa, cărămidă cu cărămidă, corect, ca să nu mai vină niciun X sau Y sau Z peste 10, 15, 25 de ani să zică eu patrol, eu fac, eu am făcut. Să vă uitați în 2005 când i-au bătut pe Valencia. Păi eu m-am bucurat la meciul, repet, eu habar n-aveam, nu știam, eu m-am fost și la Valencia în deplasare atunci, în 2005 și m-am dus și acasă pe mocirile aia, pe noroiul ăla, am fost și cu Villarreal după aia. În fine, m-am bucurat la penaltiurile așa. După acel meci, Cătălin Tolontan cu Ionel Stoica la TVR2, erau colegi pe vremea aia, îl invită pe el grande comandante de Ghencea, de pe vremea aia din Ghencea, de Pipera, așa, cu ăsta, cu Paraschip și cu Cristea în emisiune și îi spun, domne, felicitări pentru meciul de aseară și începe cea mai mare performanță care... Și Tolontan îi zice, da, știți că azi Steaua nu... A mai fost prin Liga Campionilor, a mai dat cu Glasgow Rangers de pământ, a mai făcut alea, a mai bătut pe Hajduk Split în deplasare cu 4-1, a mai dat jucători pe la Benfica, a mai dat jucători pe la Glasgow Rangers, a mai, adică nu sunt chiar pe la Betis Sevilla, pe la Valencia. Deci, domne, că ce vorbim de în anii 80, nu chiar în anii 80, acum câțiva ani, vreo 7-8 ani, nu exact. Chiar așa. Înțelegi? Adică, oameni care n-aveau nicio treabă, bă, habar n-aveau. Deci, dobitocul ăla nu știa nici măcar cine a bătut penaltiul, cine a scris în 86 la Sven, nici nu interesa pe el, habar n-avea. Înțelegi? Până interesat Bănuțul. Înțelegi? Atât. Că ăla e de la Dumnezeu, Bănuțul e de la Dumnezeu, restul totul e de la diavol. E, atunci, ce vrei, mă, frate? Cum vrei? Dacă te uiți în gura acestui om și acestor oameni și alții îi suflă în pânze până îl ridică la cer, cum vrei tu să faci ceva performant, să faci ceva clădit, solid, ceva la nivel european construit cum trebuie, de la A la Z? N-ai cum. Și atunci trebuie să încep de la zero. Și eu am zis, bă, începem de la zero, chit că punem 100 de cărămizi pe primul rând și nu se înalță decât 5 cm, aia e. Dar nu plângem după aia. Noi asta, noi nu o să plângem niciodată, cum plâng unii care se agață, pentru că întotdeauna când te agăți de ceva, și echipa aia la care mă refer, din când s-a înființat ea, s-a tot agățat și s-a agățat prost. De fiecare dată s-a agățat fix de unde nu trebuie și a căzut mereu. Și noi suntem unii care chiar am ajutat-o. Că în anii 80, prin mila noastră, le-am împrumutat stadion pentru meciuri la matineu, jucători care au făcut parte din lotul câștigătoare Cupei Campionilor pentru a promova în divizia și așa mai departe. Iar ei s-au văzut pe cai mari cu domnul Berlusconi de la UTC, da, și cu domnul Ioanițoaia și cu MediaPro în spate în anii 90 și au devenit brusc rivalii noștri. Bă, n-au fost niciodată rivali, hai să fim serioși. Ăia n-au fost niciodată rivali nimănui. Ei n-au fost rivali nimănui niciodată. Ei s-au autoproclamat rivali, dar ei nu sunt. Ei sunt în lumea lor. Uite, te contrazic aici, știi, au fost rivalii unei echipe. Da, au fost. Da, noi noștri. Carmen, da, în noștri nu. Da, culmea, bine că ai zis chestia asta. Steaua și Rapid se iubesc la infinit, era un cântec pe care îl cântau ei, nu noi. Da, ei îl cântau. Și erau anti-Postelnicu și, mă rog, anti-Dinamo în perioada aia, pentru că Dinamo le făcuse felul și ajunseseră prin alte divizii, dar asta este ghinion, pentru că, practic, așa e când te agăți de unii, știi? Când gagică ta nu te mai vrea și se duce cu altul, începi să plângi că te-ai agățat numai de aia și viața ta depinde numai de aia, că nu mai ai în viața ta, tu nu mai știi să vrei să... Dacă ei erau băieți ok, vedeau că partidul ăla de care se agățaseră ei și cu care jucaseră cu emblema lui în piept, le-a întors spatele și se uită către altă echipă și își vedeau de treabă frumos, cum și-a văzut Petrolul, cum și-a văzut UTA, cum și-a văzut FC Argeș, cum și-a văzut Universitatea Craiova și câștigau pe merit ce aveau de câștigat. Dar ei au luat un titlu și cu un antrenor, mare antrenor, care nu știu cum prin ce minune a ajuns la ei, că acel antrenor a ajuns și la Steaua și a eliminat Barcelona din Cupa Cupelor în 72. Da. Și eu mă bucur că ei au numit stadionul lor numele de Valentin Stănescu, pentru că este și un mare antrenor din istoria sportului românesc, din istoria Stelei chiar. Bravo lor, felicitări, îi felicit pentru denumirea stadionului, sper să rămână tot așa. Bravo, aici sunt fair play, sunt corect. Dar mai departe, asta cu agățatul de zmeu, care pare mai strălucitor pe moment și care se înalță mai repede, e o prostie și ei vor suferi mereu, au suferit și vor suferi în continuare. Și asta este, aici noi trebuie să nu, eu nu-i bârfesc pe ei. Eu văd asta ca pe o lecție pentru restul și la băieții din Ligheanul la Alb-Roșu, e la fel, că și ei, la rândul lor, ei au fost prostiți de alții și dacă exista un domn Talpan în clubul sportiv Dinamo, în momentul de față erau cel puțin în această situație, dacă nu chiar fără ei, adică erau, ei ar fi fost doar echipa aia din Liga 4 și exact cum joacă echipa aia în Liga 4, acum fix atât. Nu ar fi avut altă alternativă să mai existe altcineva sau așa. Pentru că la ei performanța cea mai mare a fost să câștige Cupa României până 87 sau 86 în finală cu câștigătoarea Cupei Campionilor Europene. Aia e cea mai mare performanță din istoria lor și ea va rămâne etern. Mai mare decât aia nu va fi niciodată alta. Atât. Băieți, dacă am vorbit v-am plictisit. Deloc și te așteptăm și la alte emisiuni. În emisiune și vă las să aveți o seară frumoasă. Sper că lumea care ne-a stat nu ne-a înjurat prea tare. Sper ca oamenii să mai lase ura și înjurăturile și să-și vadă fiecare de echipa lui. Deci dacă țin cu FCSB-ul, bravo lor, felicitări, să țin în continuare. Nu am nicio problemă cu absolut nimeni. Fiecare e liber pe lumea asta să aleagă și să facă ce vrea. Dar un singur lucru îl zic la final, adevărul e doar unul. Nu sunt 7 feluri de adevăr sau 100 de adevăruri. Minciuni, da, minciuni sunt și 1 miliard de minciuni poate să fie, dar adevărul e unic. Asta este, caracteristica adevărului este unicitatea. Da. Dacă oamenii vor să creadă în basme și în povești, e alegerea lor și sunt total de acord cu ei. Dar adevărul întotdeauna, indiferent cât va fi îngropat în minciuni, la un moment dat va ieși, pentru că este cea mai mare putere, cea mai mare forță din lumea asta. Nu e nici dragoste, așa cum vor unii romantici, nici soarele, nici Doamne, Doamne, nici... Și adevărul, ăla este cel mai puternic lucru care există și care s-a inventat vreodată pe lumea asta de când există conștiință. Iar adevărul va ieși la suprafață, că va fi mâine sau că va fi peste 10 ani sau peste 100 de ani, va fi, ăla va fi. Și atunci, în momentul ăla, unii vor trebui să accepte lucrul ăsta, iar ceilalți să lase capul plecat și să-și vadă treaba. Iar cine a crezut în lucrul ăsta de la început, va triumfa. Da. Ăla va fi. Ceilalți vor fi obligați să-l accepte. Nu, ceilalți vor fi spectatori, exact. Unii pot fi spectatori, neutri sau cum vor ei, treaba lor, iar unii vor fi pe culmile gloriei sau fericirii sau cum vreți să numiți, pentru că în final vor avea câștig de cauză. Asta este de-aia trebuie lucrurile construite. Să sperăm că e adevărat ce ne spui. Să sperăm, dar e adevărat, că nu vă mint. Nu, că se va îndeplini tot ce e. Bine, băi, seară frumoasă, mi-a făcut plăcere, ne mai auzim și cu alte ocazii. Succes la emisiunea, Adi. Mulțumesc. Asemenea, Lecce. Vă ascult în continuare, sper să fiți tot așa, corect până la capăt. Noi suntem steliști, nu avem cum să fim altcumva. Îți mulțumim că ai intrat aici și chiar te așteptăm la alte emisiuni, la fiecare emisiune. Așa cum îi așteptăm, bineînțeles, pe toți steliștii care vor să intre, pentru că mă bucur foarte mult că a avut loc emisiunea din această seară, că au intrat atât de mulți steliști aici ca să discute cu noi. Îi mulțumesc lui Lecce, îi mulțumesc lui Lucian, îți mulțumesc, bineînțeles, și ție, Zeno, mulțumim că Vă mulțumesc eu pentru că m-ați primit și m-ați suportat. Din nou, de asta am făcut noi această emisiune. Nu am făcut ca să vorbim noi, ci ca să vorbească toți steliștii. Cum a zis și Lecce, cu cât ne adunăm mai mulți, cu atât o să conteze mai mult ceea ce spunem noi și până la un anumit număr, dacă reușim să ne strângem peste acel număr, o să vedeți, cum a zis și Lecce, că o să conteze și dorințele noastre și nu o să mai fie chiar atât de îndrăzneți anumiți politicieni sau anumiți indivizi să îi facă rău stele. Da. Corect. Mulțumesc mult, Zeno. Cred că putem să punem punct emisiunii aici. Sigur. Deja ne apropiem de aproape 3 ore de emisiune. Mă uit, da, incredibil. 25 de nu știu când a trecut timpul, dar da. Okay. A fost foarte intens. O seară bună tuturor și nu pot să spun decât forța Steaua. Și eu vă salut. Seară bună și salut. Bineînțeles, pe final, prieteni, vă spun poezia mea. Vă rog frumos să vă abonați la noi, să vă abonați pe YouTube, să dați un click pe butonul de abonat și să apăsați și pe butonul acela de clopoțel ca să fiți notificați, așa zic ei, că acel buton de clopoțel te ajută să fii notificat atunci când noi urcăm un videoclip nou sau pornim un live nou. Să ne urmăriți și pe Facebook, să ne urmăriți și pe Instagram, să ne urmăriți pe site. Scrieți-ne, bineînțeles, dacă aveți nelămuriri. Dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți pe Patreon, de exemplu, sau achiziționând produsele noastre pe Teespring. Link-uri sunt în descrierea acestui videoclip. Bineînțeles, vreau să le mulțumesc sponsorilor noștri de pe Patreon, fără de care nu am putea să facem emisiunile. Eric Gross, John, George92, Cristian Neculae, Rareș Budnaru, Alex1947, Semsi, Cristian Tănase, Lecce și Andrei Morar, vă mulțumim pentru susținere și, bineînțeles, vă mulțumim pentru susținere și pentru că ați fost prezenți alături de noi aici în această seară, vouă celor care ați fost prezenți aici alături de noi în această seară și ne-ați ascultat. Înseamnă foarte, foarte mult pentru noi să strângem atât de mulți steliști la aceste live-uri pe care noi le tot ținem din când în când. Bun, nu vă mai rețin, prieteni. Încă o dată vă mulțumesc, vă spun noapte bună și, ca întotdeauna, forța Steaua!